Bună și bine v-am regăsit la un nou episod din podcastul Cu și despre flori, ediția 6. Deci nu-mi vine să cred că am ajuns la episodul numărul 6 și astăzi am o invitată specială. Andreea Munteanu de la Daria Special. Andreea de la Daria Special. Bună, Andreea, bine ai venit! Bună și mulțumesc frumos pentru invitație. Știi, când m-am apucat de podcast, mi-am făcut eu listuța mea cu primii invitați și erai de la început pe listuța mea. Așa. Pentru că am impresia că ești diferită și deosebită și te știu că ne știm de foarte mulți ani deja și m-aș bucura să povestim lucruri din astea din industrie care sunt nevăzute, neauzite, nesimțite, simțiți, adică nu la modul. Și, experiențe din astea de evenimente. Tu ai o agenție cumva, adică activezi pe mai multe planuri. Da. Este o agenție prin care noi luăm evenimente de la zero sau de unde se găsesc ele în momentul respectiv și ducem la bun sfârșit. Și le duce într-un fel. Deci eu când mă gândesc la tine, mă gândesc la evenimente tematice. Nu știu de ce am eu chestia asta în minte, orică așa am plecat la drum. Pentru că eu te știu sau știu de tine de acum 16-17 ani, când am plecat și eu la drum cu o fostă colegă de-a ta, să zicem. Noi eram partenere pe vremea aceea și îmi povestea de tine că ești talentată și că ați lucrat împreună. Și uite, așa am plecat noi la drum. Deci tu faci cumva parte, indirect, din știi povestea mea, din începuturile mele, când îmi spunea că ești foarte talentată și ești pe partea creativă, stai foarte bine. Și ușor, ușor, de-a lungul timpului te-am tot urmărit. Și, într-adevăr, tu faci niște chestii mai deosebite. Cred că ești singura care are tenta asta de evenimente diferite tematice, știi? Ai tu o aplecare. Așa te percep eu, poate nu e așa. Tu cum? În general, dacă stai să analizezi așa un pic portofoliul meu, sunt în general majoritatea evenimentelor pornite așa dintr-o poveste, dintr-o temă, dintr-un gând. Asta pentru că așa sunt eu. Ok. Și cred că foarte mult din evenimentele pe care eu le fac, asta caută, să spună povestea oamenilor respectivi. Eu când am intrat pe piață, am intrat pentru că am făcut niște șarfe verzi. Deci așa a fost debutul meu. Okay. Asta se întâmpla în 2005 și atunci toată lumea avea eșarfe roșii, eșarfe albastre, trebuie să aduci aminte de ele, și eșarfe aurii. Am zis, Doamne, sunt odioase, nu fac așa ceva, așa, mediu ma vi. N-am cum. Și am făcut aceste eșarfe verzi. Și așa au început oamenii să vină la mine, pentru că foloseam eșarfele astea verzi și bănuții aceia de... A, tu zici de eșarfele de la scaune! Da, eșarfele de la scaune! Da. Și asta a fost chestia care și la sfârșitul lui 2005, pentru că atunci am început în 2005, deci asta a fost 2005, la sfârșitul lui 2006. Deci trecuse deja un an de evenimente, pe 2005 nu putem să-l punem la socoteală, că au fost foarte puține, în 2006 tot așa au fost câteva și la sfârșitul anului 2006 am avut un cuplu, Tamer și Roxana, el era arab și au vrut să facă nuntă. Au avut nuntă la Fenicia, la Gran Fenicia în București și avea o discuție, cum să fie nunta asta? Ea el încerca să-i spună că noi trebuie să stăm la masă cu părinții și cu nașii. Și el nu înțelegea ce cu nașii ăia, că pentru el nașii nu însemna mare lucru. Și a zis, nu, stăm cu părinții, fără nașii. Ea, nu, că stăm așa. Și el a zis, nu vreau să vă acasă. Vă fac eu cum cred eu. Cel mai bine, da. Cel mai bine și mai bine. Eu fusesem în luna de miere, pentru că m-am căsătorit în 2005 și fusesem în luna de miere în Tunisia. Și când am stat acolo, am văzut, normal, eram așa cu ochii deschiși, larg deschiși, am văzut trei evenimente foarte frumoase, pentru că erau un hotel de 5 stele și evident că și oamenii care veneau acolo o făceau parte cumva din elită, da? Și am văzut cum e la ei și am zis, uite, nu vreți voi să mă lăsați să fac exact așa cum cred eu. Și acum am, pentru că au avut la nuntă mărturile invitaților sub formă de papirus pe care era trecut jumătate, uite, mi se face pielea găină, jumătate imnul dragostei al apostolului Pavel, dragostea îndelung dreaptă, și jumătate era scris în arabă un text din Coran despre iubire, despre căsătorie. Tu ai despre... El mi-a dat textul. L-am rugat frumos, asta a fost ideea mea și l-am rugat frumos. Mi-am spus, zic, am nevoie să-mi dai un text corect scris și redactat de tine, să nu facem vreo gafă, pe care să-l punem acolo. Doamne, că s-a trecut.
Și după nuntă, bineînțeles că au fost și oameni care nu au luat mărturiile și m-au rugat frumos, Andrei a zis, te rog frumos să le iei tu acasă și să le arzi. Promitem că nu o să le arunci. Nu cred că ne urmărește Tamer, dar sunt și acum puse într-o cutie, nu le-am ars nici acum. Nu m-a întrebat de ce, dar nu am vrut să fac chestia asta, am vrut să rămână. Să rămână amintire. Să rămână cumva o amintire. Și așa au început ei. Au avut o chestie care astăzi s-ar numi candy bar, dar pe vremea aia se numea o masă unde avea o piramidă din bomboane, era Ferrero Rocher. Am zis? Nu contează, nu contează. Așa, și nici nu am primit nici măcar o bomboană de la Ferrero Rocher, dar în sfârșit asta au avut. Aveam eu niște statuete foarte frumoase cu Nefertiti. Cred că a fost unul din cele 3 evenimente în care am folosit Cicoblan. Așa, pentru că nu aveam noi o vorbă mai de mult, știam că sunt floriștii care folosesc Cicoblan și restul floriștii. Da, și atunci și-a găsit locul Cicobladul în aranjamentele mele. Care... Și a fost singură dată sau l-ai mai folosit? Nu cred că l-am mai folosit. Poate, nu știu, accidental, dar nu mi-a plăcut niciodată. Da, și așa a început nunta lor și au avut, țin minte, o dansatoare era celebră la vremea aia care făcea tot felul de dansuri exotice. Masa lor de prezidiu a fost, de fapt, o canapea îmbrăcată în alb și o măsuță foarte mică, joasă. Și am o fotografie și acum în care el îmi spune că that place looks perfect. Mai asta mă gândeam acum când povesteai ce bine aș să fi avut niște fotografii de la momentele și să le ilustrăm pentru cei care văd podcastul. Pentru că sunt niște chestii foarte faine, știi, ca idee și vorbind de atâția ani în urmă. Unii se lovesc de niște lucruri din astea acum și acum. Nu, ne vorbim de 16. Eu am păstrat și acum, aveam un album foto din ăla mic, fotografii, scoase la fotograf și cu chestii făcute de mine. Deci eu am, dacă e să am o chestie pe care o urăsc în domeniul ăsta, e treaba asta cu folositul de fotografii care nu ți aparțin. Și acum, da, mi-e comod să fac chestia asta, că peste 100 de, peste 1000 de evenimente, da? Da, și ai portofoliul deja și am nu te mai... Da. Dar nu mi-a plăcut niciodată chestia asta, să iei din altă parte, să zici, uite, nu, pentru ce pui pozele alea acolo? Ca ce? Și aveam eu aceste fotografii făcute la socrii mei în casă, pentru că atât m-a dus pe mine mintea vremea respectivă. Nu m-am gândit să mă duc undeva la un restaurant, știi, și ei aveau casa curată, alb tot, n-aveau mobilă, n-aveau nimic și am amenajat eu pur și simplu acolo o masă cu ce m-a dus pe mine capul, îți dai seama, la momentul respectiv. Și cu promisiunea că va fi mai mult de atât. Și a fost. Și este. Și este și sper că va mai fi. Pentru că adică dacă dai timpul înapoi, tot asta ai face. Dacă ai mai avea o șansă să o iei de la zero, tot asta ai face? Da. Clar, da? Da. Ce îți place cel mai mult la ce faci? Adică ce te motivează? Ce îți place? Când e un cuplu și îi duci de la punctul zero, cum ai spus, sau nici măcar în punctul final, care este din tot procesul ăsta lucru care îți place cel mai mult? Să creezi conceptul, să creezi florile, să ce te... Păi nu știu, ți-au cu început. Îmi place în primul și în primul rând că sunt în preajma unor oameni care sunt fericiți. Okay. Da, asta e un lucru important. Că vin la tine într-un moment, probabil unul dintre momentele din viața lor în care debordează așa, știi, de încredere, de bucurie, de optimism. Optimism, da. Interacțiunea cu ei, faptul că sunt din toate domeniile și cunoști oameni și sunt oameni cu care am păstrat legătura după ani de zile, oameni care, la care am apelat atunci când părinții mei au fost pânavi și am sunat și mi-au răspuns și m-au trimis acolo unde trebuie. Interacțiunea cu ei, creionarea conceptului, când îți spun, de multe ori zic, nu știți, noi nu suntem cu tema. Și după aia scapă la un moment dat o vorbă, că au acasă, nu știu, îți dau un exemplu, o colecție de vechituri. Și tu legi informația asta și atunci, exact, eu leg informația asta de evenimentul lor, pentru că mi se pare extrem de important să fie ceva care îi reprezintă pe ei și în care ei se regăsesc. Ok, trendurile, nu știm, ca floriști, ne ajută pe noi să fii la curent cu ceea ce se întâmplă în lume, pe piață și așa mai departe, să te legi de anumite culori, dar până la urmă e nunta lor și nu trebuie să fie neapărat în trend. Eu asta cred. Da, corect. Da? Adică să fie personală și trebuie să aibă... fie o chestie personală, automat tu, din respect pentru tine, în primul rând ca florist, vei livra un produs de calitate și actual, dar trebuie să fie adaptat nevoilor lor și să fie ceva ce îi reprezintă, adică ei. Să...
da. Pe ei. Și felul în care se scrie povestea și după aia mi se învârt rotițele, știi, și încep, facem aia, știi, tot e să n-am vreun sabotaj, știi, să zică. S-a întâmplat să ai vreun sabotaj? Mi s-a întâmplat să am și chiar acum 2 ani, o să spun așa, na, ce-mi vine în minte, știi, cel mai curent, am avut o situație cu cineva care a venit și mi-a spus că vrea o tematică de vin. Și am zis, ok, și am început să se învârtă rotițele, facem așa. Era o nuntă într-un pachet din acesta de colaborare în cadrul unui hotel, da. Nu putea să aibă un buget foarte mare și atunci normal că și propunerile mele erau cumva limitate, calibrate da, și limitate da. Pe chestia respectivă. Și zic, a, uite, am putea să folosim niște sticle de vin și să punem florile pe sticle de... Nu, dar ce legătură are? Și am putea să facem asta și uite și la prezidiu și așa. A, dar nu așa. Și până la urmă evenimentul ăla nu s-a întâmplat așa cum ar fi putut să se întâmple, chiar în acel buget mic. Adică dacă aș fi fost lăsată să-mi fac treaba 100%, cu siguranță ar fi ieșit ceva frumos. Și ulterior m-am întâlnit cu o altă tipă și ea chiar avea evenimentul undeva unde există o podgorie de vin și a spus, vreau tema asta să fie. Că suntem într-o podgorie și vreau să se vadă și am început. Hai să facem așa. Și evenimentul ăla, deși nu a fost un eveniment cu un buget wow, a fost un eveniment atât de detaliat și atât de așa, știi, gândit în cele mai mici. Au avut, spre exemplu, numerele pentru masă, au fost de fapt niște frunze din plută pe care scria Tohan sau nu știu ce altă podgorie. Vorbești de detalii și mă uit câteodată că, lucrăm în același domeniu și ne lovim câteodată de incapacitatea celor care găzduiesc să te ajute pe tine să duci la bun sfârșit un eveniment fain și sunt oameni care nu înțeleg că detaliile astea sunt foarte importante și am avut o experiență super neplăcută. Am zis că o să vorbesc în podcastul ăsta cu tine și despre această experiență neplăcută pentru că aș vrea să, ca oamenii să înțeleagă că atunci când ești un prestator de evenimente și nu ești de-al casei, să zicem, tind să se poarte cu tine diferit față de... Să sară niște detalii care pentru mine sunt importante sau să spună niște bețe în roate. Ai pățit chestii de genul acesta? Ți s-au pus bețe în roate? Am pățit în trecut. Acum îmi place să cred că am ajuns în locuri în care oamenii înțeleg că dincolo de situațiile de genul acesta, care știm de unde se nasc și de ce există această animozitate față de un decorator care poate nu ia locului, sunt totuși locurile respective, sunt găzduite de niște oameni care înțeleg că, într-un final, interesul este ca mirii să fie cei mulțumiți. Aole, ce frumos și că noi trebuie, da, că noi trebuie, că le place, nu le place fața mea, ei trebuie să înțeleagă că noi lucrăm pentru miri. Eu am un contract foarte bine pus la punct. Mi s-a întâmplat acum foarte mulți ani, pentru că cred că e și de cum sunt eu formată ca om. Te respect, îți respect locul în care vin, mă apuc să-ți dau cuie, să-ți găuresc, să-ți bat, să-ți stric tencuiala și mai știu eu ce, dar respectă-mă și tu pe mine. Hai să vorbim în așa fel încât să punem... În operă și să lucrăm în așa fel încât... Să vin, exact, nu vin cu bocanci în restaurantul tău, te întreb când pot să vin acolo, când e ok să vin, dacă am nevoie să vin mai devreme, cu siguranță găsim o înțelegere. Ei, și tipii ăștia au zis, da, doamnă, veniți la 12. Eu spun o poveste de acum, nu știu, vreo 12 ani. Nu contează, o poveste, este perfect așa. Da, sigur, doamnă, veniți. Și ne-am dus acolo, aveam și huse și fețe de masă și flori și ce vrei și ce nu vrei, era un eveniment mare și au zis, am venit. Da, mai așteptați un pic. Zic, hai, mai așteptăm un pic, știi cum e, când pleci așa, trab rapid, îți mai trag sufletul 10 minute. Dar picul ăsta deja se lungea, știi, și zic, cam cât e picul ăsta. Păi noi avem acum un parastas. Stați așa, un pic că n-am înțeles, noi am venit pentru o nuntă, haideți mai venim de o dată, știi, am ieșit, am citit, acolo era unde trebuia. Și zice, mai așteptați până la 4. Ne-am gândit să aștept până la 4. Haideți să vă spun o poveste. Evenimentul începe la 5. Și eu n-am timp să fac, da. Dacă mi-ai fi spus dinainte, eu îmi făceam altfel programul, veneam cu mai mulți oameni și făceam într-o oră. Dar nu mi-ai zis. Tu mi-ai zis să vin la 10 dimineața. Uite, eu am un contract și un contract scrie așa, că dacă tu nu mă primești atunci când trebuie, eu ți-am lăsat calabalul cu aici și am plecat acasă. Mai discutăm noi pe subiectul ăsta sau vorbesc cu Miri? Doamna, se rezolvă. Și s-a rezolvat, pentru că în momentul în care oamenii înțeleg că nu îți vorbe la mijloc, și pentru mine chestiile astea contează foarte mult, adică ok, râdem, glumim, povestim, sunt îngăduitoare, dar sunt treburi care țin de bună organizare și atunci dacă nu ești foarte vigilent cu chestiile astea, ajung într-un final ei să fie cei păgubiți.
și ei să aibă de suferit, pentru că de multe ori se spune, hai domnule, o oră, două, nu o oră, două, că dacă te țin cu invitații 10 minute în fața restaurantului, te apucă plânsul, știi? Da. Deci nu, asta o oră, două, mi se pare așa utopic în domeniul nostru. Da. Dar doamne, mi s-a întâmplat chestii de genul ăsta și le-am rezolvat. Nu pot să zic că a fost niciodată o situație în care să nu reușim să o scoatem la capăt. Nu, dar totuși sunt situații în care sunt extrem de neplăcute. Mie tocmai mi s-a întâmplat una și adică, ok, nu s-a fost în București, a fost la Bistrița, dar reacția locației și țin morți să spun lucrul acesta, că poate vede podcastul și poate își îndreaptă atitudinea către, înspre binele lor, când au văzut marea de flori acolo, mai a făcut atac de panică, a fost așa ceva. Dacă știam că sunt atâtea aici... Na, ca să termine, am întrebat-o ce se întâmpla, nu făceați nunta sau ce? Adică și-a dat seama că valoarea florilor depășește valoarea bugetului de mâncare, dar clientul, sunt puțini clienți și poate tu poți să confirmi, sunt puțini clienți care au, nu contează, mm-hmm. care fac totuși un efort enorm, pentru că pentru ei este super important lucrul ăla. E chiar extrem de important să aibă flori frumoase și un eveniment frumos și armonios și să aibă de toate și locația pur și simplu e limitată la ce bagă omul în gură. Atât. Și dacă, deci a fost tragic evenimentul. Mi-a fost milă, mămica, doamna care a plătit evenimentul, era la al treilea eveniment, a plecat plângând de la eveniment. Deci când s-a terminat evenimentul, plângea. A zis, în viața mea nu mi s-a întâmplat așa ceva. Pentru că a stat cu noi până noaptea ca să fie sigură că nu ne sabotează ăștia, să nu o ducem la bun. Deci parcă o căutau, parcă voiau să o facă așa. Și este, din păcate, ce spui tu, atât să lucrăm toți înspre binele mirilor și înspre bunăstarea tuturor, decât să ne băgăm bețe în roate. Nu înțeleg mentalitatea asta, există pe toate planurile și între noi, ai noștri, noi floriștii ne sabotăm unii pe alții. Eu încerc să schimb mentalitatea asta. Asta a fost și unul din motivele pentru podcast. Haideți să ne cunoaștem mai bine. Hai să lăsăm hate-ul ăsta din spatele ecranului acasă sau frustrările personale și să cunoști omul altfel, așa cum este, da? Dă-i voie, dă-i șansa să spună el cum este el. Nu mai este el. Da, mie mi se pare foarte importantă chestia asta. Și asta încerc să schimb. Uite, mie mi se pare trist, iartă-mă că te rog, spune. Mi se pare trist faptul că noi suntem cei care promovăm frumosul. Și tot, da. Și tot noi. Uite, s-a făcut și da, mi-a zis cineva, că noi lucrăm cu florile, noi lucrăm cu frumosul. Deci e atâta răutate în domeniul ăsta în care până la urmă noi lucrăm cu emoții, cu frumos, cu dază și noi ne aruncăm... Mie să știi că nu mi s-a întâmplat din partea colegilor din domeniul ăsta, cel puțin nu să știu eu. Mi-a venit cineva la un moment dat, nu spunem de la ce... Nu spune. N-are importanță. Zi că cine trebuie spune să plece la ce palat. Așa. Oricum nu mai e de actualitate. Și mi-a zis, mai eu am înțeles că tu ești foarte scumpă. Și, by the way, prefer să se spună că sunt foarte scumpă decât că lucrez prost. Okay. Ar fi să se spună una din astea două, aș prefera-o pe prima. Că ești foarte scumpă și că nu sunteți serios și că nu... Și am zis, băi, eu serios cred că sunteți, pentru că avea recomandare din partea unei alte mirese și o să mă conving eu singură cât sunteți de scump și dacă îmi permit bine, dacă nu, iarăși bine. Sau eram acolo, aveam chiar tricouri pe noi personalizate și lucram un eveniment în locul respectiv și avem cineva să vadă sala și gazdele locului vorbeau așa, ca și când noi, de fapt, eram angajații lor, da. Știi? Și uitați aici, da, și florile sunt făcute de noi și da, Doamne. Într-adevăr. Și mie mi se părea așa, e real, băi, dar eu te aud, adică eu sunt aici lângă tine, iată-mă, știi? Adică nu-s micuță chiar deloc. Și... Dar nu știu. Doamne! Habar n-am, adică da, mi-ar plăcea și mie să fiu o muscă mică. Dar nu mi s-a întâmplat să fie o chestie așa foarte evidentă sau... La un moment dat era o tipă la depozitul de flori și m-a apreciat pe mine foarte mult și tot timpul mă felicita pentru ce postam sau... Și a venit colega ei și a zis, uite, ea este Daria. Și zice, Daria? Cine e Daria? Nu știu cine e Daria. Știi, și avea o atitudine asta așa, prim-ministru în exercițiu. Și zice, nu știi tipa aia pe care o urmărim noi și... da? Oh, știi? Adică era clar că știa despre cine e vorba. Asta eu n-am înțeles niciodată.
Sunt multe lucruri pe care, da, niciunul nu le înțeleg. Eu am fost și genul de persoană care și-a făcut treaba și a plecat acasă. Da, am văzut că nu ești show-off, nu ești nici un inulfez. Ești cu minții, că își vezi treaba ta, îți faci treaba ta, nu interacționezi decât la... Dacă poți să spui ceva frumos, am văzut că spui, dacă nu, nu te, nu intri în conflicte inutile, nu ai... Mă consumă și atunci prefer să... Te consumă? Da, mă consumă. Dacă ar fi să spun poate o chestie care ar fi îndreptățită, dar care nu este neapărat o chestie pozitivă, treaba aia știi că vine ca un rostogol, pentru că e și până la urmă un lucru firesc, că fiecare interpretează lucrurile prin prisma lui și prin prisma modului în care el este construit. Scrisul de multe ori face ca... Nuanța cum seama, citești, exact, da. Exact, nu-ți dai seama, măi, ce a vrut să spună de fapt, știi? A fost o chestie răutăcioasă, a ridicat tonul, a fost un ton îngăduitor și atunci prefer să nu spun. Și dacă pot să spun ceva care să fie util, să ajute și să aducă un lucru bun... Atunci ok, îl spun. Dacă nu, nu. Pentru că, știi? Da, corect. Vine ca un bulgăre, da. Și eu sunt gen de persoană care trebuie să argumenteze, adică... A, și începe să te consume din ce în ce, că dă o replică și vine altă replică și vine altă replică și mai departe. Da, și atunci nu mai bine învăț și eu de ale mele, că e mai sănătos așa. Corect, așa este. E mai sănătos așa, cred eu. Pentru unii, da, depinde cum ești ca persoană, știi? Eu și pe mine mă consumă lucrurile astea și, în general, încerc să le evit, dar în măsura în care pot, că uneori nu pot să le evit, că sunt fix acolo și le iau așa pe toate, bum! Da. Spune-mi momente din astea frumoase de care te-ai lovit în anii ăștia, ceva așa super care ți-a rămas ție în suflet, ca o amintire așa plăcută, de când lucrezi tu în business-ul acesta? Nu știu, un business, na. Mi-ar plăcea să am la un moment dat timp să scriu o carte. Da, pentru că sunt momente legate de ei, în primul rând, de Miri. Și o chestie care mi-a rămas în minte, la un moment dat m-am întâlnit cu o tipă, un eveniment micuț, era un eveniment 30-40 de persoane și am început noi să vorbim despre flori și despre ce o să facem acolo. Și la un moment dat i-am spus, Andreea, știi că de fapt evenimentul ăsta pentru mine este al doilea eveniment. Eu am mai fost căsătorită tot cu tipul ăsta. Ok, devine interesant. Și ce, ne-am căsătorit, aveam 18 ani, el a înșelat-o și a spus, ok, nu, eu asta nu pot să admit, îți dai seama câte minte puteai să ai la 18 ani. Așa, s-au despărțit, dar ei, cum să spun, erau căsătoriți legal, cu acte, cu nuntă, cu tot acâmul. Și apoi s-au despărțit. Când au mers la tribunal unde se întâmplă chestiile astea, ei i-a rămas din greșeală același nume și i-a zis ceva de genul, bine că am scăpat de el, asta e, știi, dar a rămas cu numele lui. Și apoi, la scurt timp, fiecare a avut altă relație, la scurt timp, ea a suferit un accident de mașină, a stat în comă 6 luni. Chestia asta i-a apropiat foarte mult, pentru că dragostea aia de copii și dragostea adevărată pe care i-au avut-o rămăsese acolo undeva. Mi-a arătat, avea tije prin picior, deci a fost așa, o chestie care, da, știi, care te face să realizezi cum e viața de fapt și cum se întâmplă lucrurile. Și după aceea s-au reluat relația, ca să zic așa. Și după câțiva ani au zis, măi, totuși, dacă Dumnezeu a fost cel care a stabilit ca noi să rămânem împreună, hai ca lucrurile astea să se întâmple tot cu acordul lui. Și au făcut din nou nunta la biserică și a fost o chestie așa foarte... Mie îmi plac nunțile mari. Dar asta a fost un caz de nuntă mică. Pe care au făcut-o strict pentru biserică și atunci au fost oamenii foarte apropiați lor, le-au fost aproape. Și asta a fost așa o poveste... Nu știu, care mi-a rămas mie în cap. Nu știu prin ce, poate pentru că e romantic, povestea, poate pentru că te învață situația, că uneori nu trebuie să fii așa, știi... Să iei totul... Să ai grijă de... Da. Să ai grijă. Cred că grijă. Trebuie să avem grijă unii de alții și de dragostea noastră și să încerci să-l... Nu știu, să-l înțelegi pe cel de lângă tine. Sunt multe povești. Sau poveste, dacă vrei, ca să nu rămânem așa cu o tipă căsătorită cu un francez. Ok. Și l-au luat băieții la petrecerea burlacilor, știi? Hai, și săracul i-au dat să bea până mai știu de el. El nefiind obișnuit să bea. Și dimineața l-au pus la taxi, știi? Hai, du-te acasă. Și tipa l-a așteptat jos, îmbrăcată în cămașă, na, cu un halat peste și a venit poliția dumneavoastră. Ce căutați aici?
Păi știți că eu, na, știi, taxiul aștept să-mi imaginea drumului, știți că eu mi-aștept soțul să vină, da, și a fost așa un moment haios. Haios? Da, pentru că el de fapt era în taxi. S-au tot așa niște tip la un moment dat, era un seara dinainte anunții și bunica trebuia să vină de la Ploiești cu trenul. Și na, ea a luat, sau nu știu, nu de la Ploiești, de undeva de mai departe, că la Ploiești a coborât. Ea știa că trebuie să ajungă în București la ora D și ea la ora D a coborât din tren. Când a coborât la București. Doamne ferește! Și a coborât la Ploiești, că asta era cu Ploiești. Și s-a descurcat bătrânica, s-a dus la poliție, a spus cum o cheamă pe fisa, tot acumă. Cert este că au dus-o polițiștii acasă. Cu mașina de... Da, ăștia erau, vă dați seama ce panică, să nu știu unde e bătrâna, că nu știau de ea ce se întâmplă cu bătrâna. Și până la urmă sună poliția la ușă. Pe bune, asta mă lipsește. Nu, dă-i naiba, lasă-i să se ducă, nu le deschide mie, îmi povestea mine asta. Și bătrâna era cu polițiștii, că nu se vedea pe vizor. Da, da. Câte, îți dai seama câți oameni întâlnești în cariera asta și câte povești ai putea să spui legate de... Mie mi se pare o chestie în care nu te plictisești niciodată, că nu ai cum să te plictisești. Tot timpul apare câte ceva. Când zici că le știi pe toate, a mai apărut ceva. Am apărut ceva. Da? Când zici că ai totul set up, mai apare ceva la care nu te-ai fi gândit și care e ceva nou nouț. Dar știu că asta te întreb acum, uitându-mă la florile pe care mi le-ai oferit, mulțumesc frumos, sunt foarte frumoase, că trebuie să pun punctul pe aici, să spun că le-am primit de la tine și chiar mă gândeam, zic, băi, n-am adus eu niște flori astăzi, numai bine că a venit Andreea cu ele. Și ți-am adus și ceva, flori. Uite, ca să facem un schimb corect. Să vedem. Sper să-ți placă. Nouă ne plac genul ăsta cadouri. De... Acum vedem ce cadou mi-e făcut. Eu spun dacă eu zic că chestie personalizată, care cred că, cred că se potrivește în branșă, dar... Păi e ceva colorat. Nu știu culoarea, dar dacă... Da. Culoarea ce trebuie. Sper să fie și mesajul ce trebuie, că na... Să vedem mesajul. Noi, mie mi se pare că... Ronon... Nu așa, eu așa folosesc, deci eu merg pe haos, nu știu, cred că la tine nu-i cu haosul, tu cred că ești mai organizată. Așa crede și manicurista mea când mă duc acolo. Dar nu e așa? E așa? Nu? Nu, n-are cum. Până la un punct. Eu am un haos organizat, dacă asta makes sense. Eu, în nebunia mea, am organizare în haos, nu? Dar sunt un haos total. Îmi voiam să întreb ceva legat de florile astea, care, apropo, sunt absolut super vechi. Îmi place la nebunie cum e colorat, cum sunt combinate culorile. Spune, cum ai ajuns să faci flori? Că înțeleg că la început a fost o agenție. Ți-a plăcut de la început? Adică ți-a plăcut din primul moment să faci flori? Sau chestia asta a venit ulterior? Mai să știi că a fost cumva așa. După deja lucram de mult în domeniul ăsta și mi-a scris pe Facebook o fostă colegă de facultate. Așa. Și mi-a zis, Andreea, sunt atât de bucuroasă să văd că tu ți-ai urmat vocația. Deci ea fiind mie colegă de facultate, ne-am mai vorbit, de la sfârșitul facultății ne-am mai vorbit pentru că ea a plecat din țară, mă rog, și am realizat atunci că eu aveam chestia asta de mult în mine. Eu am organizat banchetul de sfârșit de clasa 12-a. Eu m-am ocupat în facultate la fel, tot așa, de pregătirile pentru banchet. Am avut și cred că e cumva vinovată diriginta noastră din ciclu primar, care punea foarte mult accent, pe atunci făcea cu noi ceva ce astăzi s-ar numi cunoaștere de sine, dezvoltare personală, numai că... Pe vremea era avea numele ăsta. Da, da, da. Deși era profesor de matematică, niciodată n-am făcut matematică în orele dirigenție. Și ea ne punea să facem cadouri profesorilor, nu chestii valoroase sau așa, pentru că nu aveau treaba asta. Luam crenguțe de braț și le împodobeam noi. Andreea era tot timpul responsabilă să cumpere flori și să aducă profesorilor. Și mă duceam și cumpăram flori de la florărie, de la colțul străzii și rugam să-mi dea ambalajul și făceam eu acolo acum ce ieșa. Îți imaginești ce putea să iasă. Dar mi-a plăcut dintotdeauna. Deci cumva la mine nu a fost hai să văd să am un business sau să am o chestie pe care o ocupație. La mine a fost cumva, măi, ce-mi place. Pentru că dar am părinții te-au susținut în chestia asta sau te-au îndrumat către, știi cum era pe vremuri, trebuie să faci asta, că așa dă bine, că așa trebuie, nu știu, ai trăit momentele astea, mă gândesc, sau nu le-ai trăit? Eu părinții am vrut au zis... să dau la Academia de Teatru și Film. Ok. Și taică-miu, care e un om foarte blând, așa, și foarte bun și foarte pe treaba lui, a zis, măi, tăticule, dar nu o să mor de foame. There you go. Cu toate că seriile noastre în familie erau mici scenete, tot din cauza dirigintei, că noi făceam scenete din Divertis. Chiar am colegi care sunt acum regizori în stand-up comedy. Dar
N-a zis-o nu. Da, dar nici a spus că dacă te faci economist, probabil că ai șanse mai mari să nu faci bani. Nu mi-a zis ce să mă fac. Dar asta a fost altă variantă, cu toate că eu am la bază de formațiune, sunt umanist. Pentru că aveam medie pentru a doua clasă de matefizică, deci era info acolo, nu? Puteam să intru la matefizică. Și am zis, nu. Eu ajung Eminescu. Am poezia, am și acum le-am păstrat. Și chiar la un moment dat am mers și aveam un critic literar în blog. I-am dus niște poezii și a spus, domnișoara Iliescu, să știți că... Da, mă chema Iliescu. Să știți că sunt mari scriitori care, de fapt și de drept, au fost matematicieni, spre exemplu, la bani. A fost un fel de a spune, stai în banca, da, nu-i pentru tine, lasă-i pe alții. Da. Și atunci am mers la ASE, mi-a plăcut pentru că m-am dus în ASE, am făcut de fapt relații economice internaționale. Da, și eu la fel, uite cât da. Ne adunăm, da. Da, da, și a fost cumva pentru că e tot acolo, tot un fel de poezie este și în relații economice. Mi-a plăcut foarte mult facultatea, cred că mi-a fost utilă, dar n-am mers mai departe chestia asta pentru că, nu știu, așa a fost să fie. Dar pasul ăsta în antreprenoriat l-ai avut, simți că l-ai avut sau l-ai văzut în familie? Adică l-am văzut și în familie. L-ai văzut? L-am văzut și în familie, dar la un nivel mic. Ai mei aveau un magazin din ăsta micuț de cartier, dar am văzut chestia asta. Îmi pare rău că am văzut la ei și ce înseamnă să muncești foarte mult. Că mi-ar fi plăcut să văd altceva. Știi? Pentru că mi-a luat un pic de timp până să înțeleg că trebuie pus stop. Osul la muncă? Da. Sau stop la muncă? Nu, trebuie pus stop la muncă și trebuie cum pui să... Stop? Cum pui stop la muncă? Cum poți să faci asta? La modul serios, în perioadele pline de eveniment, e destul de greu să faci chestia asta. Dar am câteva reguli și le am de câțiva ani. Ai pățit ceva când le-ai implementat sau de ce? Mai am avut o întâlnire cu o tipă. Eu la primul copil, ca să înțelegi, am născut pe cea mare, am născut-o în aprilie. Slavă Domnului că nu erau numiți atunci. Da, da. Dar din iulie m-am întors la muncă, propriu zis în evenimente. La al doilea copil, după 5 ani de zile, am zis nu mai fac chestia asta. Un an stau departe, dar am stat departe de întâlniri. Eu în continuare știam la punct și virgulă ce se întâmplă în evenimente, mergeam în evenimente atunci, dar nu mai interacționam cu oamenii, pentru că și asta, știi și tu, consumă foarte mult timp. Da. Și după ce m-am întors, după un an de zile, am reluat întâlnirile cu clienții și la un moment dat am avut o întâlnire cu o tipă. Nu cred că... Am cunoscut pe cineva mai rece decât persoana asta și mai distantă. Știi, genul ăla de discuție nu se leagă nici cum. Orice ai încercat să faci, oricât ai încercat, sau nu se leagă. N-ai cu cine, nu-i chimia, nu? Da. Nu. Și nu știu cum a venit vorba de faptul că am un copil mic acasă, de un an de zile, și a spus eu, pentru nimic în lume nu mi-aș lăsa copilul. Și a spus-o cu atâta răutate. Acum tu îți realizezi că eu așa am auzit-o eu. Cred că ea a spus-o chiar atât de răutăcios. Dar eu mi-a intrat așa ca un pumnal. Ți-a rămas, te-a marcat. E da, un moment mi-a care intrat marcat. Ca un pumnal în suflet. Și atunci am realizat că, într-adevăr, astea sunt momente care se pierd și îmi pare bine că mi-a spus-o atunci. Că ai apucat să te bucuri de... A avut un botez cu bujor, uite, i-aș duce acum un buchet de bujori și i-aș mulțumi. Da, pentru că m-a făcut să-mi dau seama că, da, devotamentul meu trebuie să existe în meserie, pentru că, până la urmă, este o meserie în slujba oamenilor, dar trebuie să existe și o limită. Și limita asta mi-am impus-o prin program, numai până întâlniri după ora 5. Asta nu înseamnă că nu mai lucrez după ora 5, dar prefer să lucrez eu la mine acasă cu laptopul în brațe, dacă pot și dacă am timp și dacă am disponibilitatea necesară. Dar altfel nu mai pun întâlniri după ora 5, iar weekendurile, în cazurile puține în care nu sunt evenimente, sunt ale familiei. Și atunci cumva asta... Și funcționează așa foarte bine. Adică te-ai echilibrat deja. M-am echilibrat pentru că la un moment dat ajunsesem Alina să mă uit la ei. M-a sunat, odată mi-aduc aminte, m-a sunat soțul meu, era 11 noaptea și a zis, Andreea, vreau doar să știu că ești bine. Pentru că eram în întâlnire. Și... Dar voi nu lucrați amândoi? Nu. Ok. El mă ajută foarte mult, merge cu mine și sunt foarte recunoscătoare pentru asta. Merge cu mine în evenimente și probabil că asta a fost și șansa noastră de a petrece timp cumva, pentru că altfel știi prea bine că nu prea e cum în weekenduri să fii împreună, dar el lucrează în cu totul și cu totul alt domeniu.
Într-un fel e bine, într-un fel e rău, depinde. Te-ar ajuta mai mult dacă ar fi doar, ar fi și el cu tine? Crezi că te-ar ajuta, ai avea un plus? Suntem de... Suntem foarte diferiți. El are tendința de a se alarma, de a se panica. Eu știu că lucrurile sunt sub control, dar le vede că nu sunt făcute, știi? Și atunci, cu buna intenție de a mă ajuta, de fapt îmi creează o presiune care nu e ok. Pentru că eu știu, spre exemplu, că dacă mirii au ședința foto la ora 2 și că vin seara la 8 să înceapă evenimentul, dar am agreat că la 2 nu va fi gata toată sala, ci doar fotocornerul, să zicem, da? El zice că nu e ok, că uite, au venit mirii și nu e sala gata. Înțeles, da, dar am vorbit, e tot, e tot ok. Știi? Și atunci se creează așa o panică din asta, o presiune, dar m-a ajutat. Adică în toți anii ăștia el a fost alături de mine, în evenimente. Și te-a susținut. De multe ori zice, important. Eu sunt un simplu șofer. Da, adică nu este un simplu șofer. În realitate, dar vorbește așa, foarte, cu foarte mare dragoste când spui lucrurile astea. Adică te simt că spui așa, băi, chiar sunt... Păi pentru că îmi dau seama că... Vezi tu, și asta e un lucru pe care probabil că cei care sunt acum la început de drum nu-l știu sau nu-l conștientizează sau nu-l realizează, nu știu. Treaba asta cu evenimentele, asta de fapt este o chestie pe care ți-o asumi nu doar tu. Trebuie să-și o asume și familia ta, pentru că tu ești practic în eveniment și familia ta e acasă, pentru că în general sunt oameni normali care au joburi normale de luni până vineri și atunci când ei ar trebui să se relaxeze, să iasă undeva la munte, la o plimbare, la un grătar amărât pe marginea drumului, tu de fapt ești în evenimente. Da. Și nu știu cum o fi, adică sunt convinsă că poți face și o chestie în asta în care te detașezi și spui fie ce o fi, dar eu nu pot. Eu nu pot să fac chestia asta. Să zic, da, ok, evenimentele se întâmplă, eu nu sunt acolo, adică am plecat, au rămas evenimente în urma mea, s-au întâmplat și s-au întâmplat foarte bine, dar eu am stat într-un stres permanent și atunci nu e ok așa, nu funcționează așa și de asta spui că vorbesc cu dragoste și recunoștință, pentru că practic el a tolerat stilul ăsta al meu de viață în toți acești ani. Da, și să știi că ai mare dreptate, pentru că eu am avut de-a face și cunosc foarte multe persoane care încearcă să intre în domeniu și se lovesc fix de chestia asta. Familia nu înțelege că trebuie să fii implicat sau trebuie să fii acolo și la un moment dat, adică admit chestia asta o perioadă de timp, după care pun stop, știi? Și da. În contextul în care poate ești la început și nici nu ești sustenabil și mai vii și cu bani de acasă, atunci sigur e asta un... Asta este wrong-o. E... It's a no-no. Da, este de no-no. Și atunci, da, el lucrează în alt domeniu, dar am căutat în ultima perioadă, în ultimii 2-3 ani, am căutat să nu-l mai implic decât atunci când era musai. Nu știu, era musai să mai fie cineva cu mine. Mai aveam nevoie de încă cineva care să fie cu mine atunci, în perioada aia. Sau dacă au fost evenimente. În ultimul timp n-am mai făcut evenimente în afara Bucureștiului, pentru că mi se par foarte obositoare și foarte greu de... gestionat. Da, pentru că implică sunt niște lucruri. Sunt greu de gestionat și este... mare stres și la, adică trebuie să pleci acolo și nu poți să mai ieși în București sau ieși cu gândul și acolo și acolo. Nu mai vreau să mai fac chestia asta. Am zis că pe moment nu. Vrei am avut nunți foarte mari la Târgu Mureș și mi-aduc aminte și acum 434 de persoane pe vremea când se puneau și huze pe scaun. Și nu, e foarte dificil. Sunt proiecte excepționale, adică dacă sunt proiecte excepționale și sunt ok și pentru ei și pentru noi, pentru că altfel știi și tu că dacă mergi pentru un eveniment micuț, nu este rentabil nici pentru tine și nici pentru ei. Pentru că ajung să plătească deplasarea, transportul, cazarea și așa mai departe mai mult decât evenimentul în sine. Da. Știu ce spui. Da, așa dacă sunt evenimente fastuoase și așa, da, știi că e ok, îți canalizezi toate resursele și toată energia spre evenimentul respectiv. Spune cum vezi tu industria la momentul acesta versus cum era industria acum 16 ani, când am început noi 17. Cum ți se pare că a evoluat industria evenimentelor? Cum ți se pare că sunt floriști în zilele noastre? Cum este accesul la... Vrei să vorbim despre floriști sau despre oamenii care fac flori? Că e o diferență. Ce vrei tu? Hai să le vorbim pe amândouă. Nu. Cred că față de cum era atunci când am început, că știi bine cum s-a început și cum s-a intrat în chestia asta, cred că lucrurile au evoluat într-o direcție foarte bună. Și
că s-a schimbat foarte mult fața evenimentelor, da, lucrurile încep să fie din ce în ce mai, să arate din ce în ce mai bine, oamenii sunt din ce în ce mai preocupați, atât noi ca și floriști, că suntem, slavă Domnului, destui buni, nu suficient, dar destui, da? Și floriștii sunt preocupați de a se instrui și de a se educa și de a veni cu lucruri frumoase în față și clienții au început să ceară lucruri mai deosebite. Pentru că au acces la informație mult mai mult decât aveau acces atunci, nu? Da, vine da. Cu... Și uite, să știi că mă gândeam când ai început să faci chestia asta, dacă vrei o comparație între ce faci tu acum și ce a însemnat Masterchef-ul, spre exemplu. Când oamenii n-aveau noțiunea asta că e ok la restaurant să vină cineva și să spună atâta mâncărică în farfurie și e ok, adică poți să plătești pentru aia, pentru că e altceva, este fine dining și atunci poți să mănânci chestia aia puțină, că e ce că trebuie. E ce trebuie, exact. Știi? Da. E puțin și bun. Și mie mi se pare că de când au apărut chestiile astea, oamenii înțeleg că, uite, se poate și altfel, uite, e alt stil, că cumva o rafinare a gusturilor. Și eu sper ca prin ceea ce tu faci acum, cumva să se deschide. Noi nu putem rămâne așa scorțoși în turnulețul nostru și fosele noastre de floriși cu pregătire și cu nu știu ce. Da, pentru că oamenii au de unde să știe lucrurile astea, așa. De unde să facă ei diferența între... Și e foarte ușor să-i jude și să spui, băi, ăștia nu se pricep, uite ce mi-au cerut și eu cine sunt. Păi, ok, tu ești cine ești pentru că te preocupă și normal să fii instruit și să cunoști lucrurile astea. Dar nu te aștepta și de la ei să le știe, pentru că n-au de unde să le știe, de la cine. Corect. Mi s-a întâmplat acum 2 săptămâni să primesc o comandă pentru o inimă de trandafiri alb cu roșu. Mm. Și normal, primul meu gând a fost, ok, dar nu vreți să vă arăt altceva? A apelat la mine un vecin pentru un prieten. Și a zis, Andrei, asta e fixist, hai să-i facem ce vrea el, să-l facem pe un ferici. Și a zis, ok, hai. Și trandafirii erau proaspeți, dar încă nu se deschiseseră așa cum trebuie. A venit omul la mine, eu acum aveam un stres, știi, că eu pun până iese cum îmi place mie, nu pun la numărul de fire, știi? Acum aveam un stres că trebuia să mă încadrez în 37 de trandafiri, să fac din 20 inima și din restul să umplu cu alb, știi? Și ce mă fac eu dacă am un gol? În sfârșit, i-am făcut omului inima și mai erau pe aici, pe acolo, știi, locuri, dar lui i-ar fi trebuit a doua zi și se mai vedea printr-un loc, două, un pic, știi, burete și eu am peticii mei să-mi se vadă buretele. Și vine omul, știi, intră în atelier, vede inima, se uită așa la ea, vedea în gaură, în burete, știi. Și zic, știți că ăștia sunt boboc, zic, până mâine se vor deschide, vor arăta perfect. Nu vreau să vă supărați pe mine sau să credeți că nu vă respect, dar dumneavoastră nu știți cum arată un boboc. Și mi-arată un buchet cu niște trandafiri pe care îi comandase din online, cu niște trandafiri care erau, să zicem că trandafiri de la Lidl. Erau parfum pe lângă. Erau parfum pe lângă ăștia. Și zice, eu am comandat un buchet, celebru buchet de 101 trandafiri. Și când a venit curierul, m-am gândit să mă duc să-l ajut pe om, să care ăștia, 101 trandafiri. Și zicea, nu, că ăștia sunt. Da, și atunci omul era, și vezi cumva, nu numai vina oamenilor, este și vina noastră celor care, din păcate, încercăm să fim competitivi prin ce? Prin a da marfă de proastă calitate, prețuri mici. Da, uite, asta e o bătălie. Și omul a rămas așa cum știa el cu trandafiri alb, cu roșu și cu inima lui, eu sunt convinsă că data viitoare am să-i fac ce vreau eu, pentru că a rămas impresionat și i-am spus, știți că se pot face multe lucruri frumoase. Și a zis, data viitoare facem cum ziceți dumneavoastră. Și atunci depinde foarte mult și de noi cum abordezi, că sunt cine politicoși, sunt care întreg limita, sunt care știu perfect ce fac și ce vorbesc și da, și la mine acolo o să arunc filmul și găsesc eu o modalitate prin care a doua oară să nu ne mai vedem. Dar în general oamenii sunt binevoitori, doar că sunt neinformați. Și cum vezi o informare mai ok? Am început eu chestia asta cu podcast și am început-o pe două... Vizez două categorii, clientul final și floristul și încerc cumva să creez un awareness asupra industriei care de cel mai multe ori este neînțeleasă și pot să spun asta acum după atâția ani de experiență, după atâtea locații câte am avut și câte evenimente am făcut și îmi dau seama că sunt foarte multe goluri încă și suntem încă prost văzuți și prost, uite încă o chestie de la experiența evenimentului mirobolan pe care o să mi-l amintesc toată viața, că m-am marcat, sunt câteva momente care m-au marcat și pe mine viața asta, cred că a bifat la mai multe categorii.
care la mămica, doamna care a plătit, a venit și a spus: de ce nu le-ați dat de mâncare, că noi venim cu toat de la mama dracu, mă scuzați, București. Seama, era, da, păi ce să dăm de mâncare, păi cei n-au venit, nu sunt ca noi, să muncească aici pe banii femei, adică da. Nu știu cum se zice. Adică sunt niște lucruri pe care, din păcate, și sunt mulți care gândesc tot așa și așa mai departe și încerc să... Și suntem unii oameni atât de talentați, dar oamenii nu știu de noi sau se bucură că a cumpărat buchetul ăsta pe care nu o să-l găsească niciodată la florăria din colț. Se bucură că, nu știu, îl găsește mai ieftin sau să ce cu poza, fă-mi așa, dar la 50 de lei... Când vreodată se va întâmpla asta? Asta cu fămul la 50 de lei, știi cum este? Deci eu când aud din astea, știi că există la știri. Așa. Știrea aia clasică, cu oamenii dezamăgiți că să vezi chestii. Ei au cumpărat excursie de 200 de euro la Burja la Arab și ce să vezi? N-au decolat avionul, știi? Adică, pe bune, trebuie să fii conștient, pe nu trăim în vârful dealului, adică, bine... Cred că uneori ne-am dorit să trăim în vârful dealului. Dar în momentul în care stai de vorbă cu niște oameni care plătesc facturi, care merg cu o mașină, trebuie să faci diferența și să spui întrebarea: măi, stai așa, de ce mi-a cerut asta atâția bani pe buchetul ăsta? Și uite, pare că știe ce face, da? Și pentru aceeași chestie altcineva mi-a dat un preț mult mai mic. Pentru că este clar că își pun întrebarea asta? Eu e problema lor dacă nu și-o pun. Și dacă și iau la sfârșit țebele de rigoare, iar nu e problema noastră. Pentru că e foarte urât să o spui așa, dar trebuie să faci diferență, că și noi ca floriști, unul are, nu știu, sediu mai în Buricul Târgului și plătește o chirie mai mare, sau poate are mai mulți angajați, sau poate are alte cheltuieli, dar una peste alta, eu cred că noi oarecum suntem calibrați din punct de vedere al costurilor. Și atunci nu te surprinde că te duci la 3 și îți dau, unul îți dă, nu știu, îți dau un exemplu pe buchetul ăsta, unul îți dă 100 de euro, unul îți dă 90, unul îți dă 85, dar vine unul și îți dă 50. Nu spui problema la de ce ți-a dat, dar de ce ăia trei ți-au dat așa și al treilea ți-a dat atât de puțin diferență? Și din păcate, uite, se vede la sfârșit că nu mai ai ce să mai faci nici tu ca și beneficiar și nici noi ca și furnizori. Eu am observat pe rețelele pe care știu că și tu stai și așa, chestia asta cu, pe mine, eu n-am nicio treabă, e loc pentru toată lumea. Este loc pentru toată lumea. Dar hai să facem lucrurile bine. Corect. Hai să fim competitivi. Constructiv. Constructiv. Zicem, și da. Hai să fim buni prin felul în care arată chestiile care ne ies din mână. Nu că ne dăm... Să vorbim frumos. Da? Nu că ne sabotăm singuri și nu că lucrăm degeaba și nu că nu știm să luăm în calcul faptul că, nu știu, cărăm acum 3 aranjamente cu taxiul, dar data viitoare că toată lumea nădăjduiește să la mai mult și la mai bine, nu? Când o să faci nunta aia mare cu ciocari. Tot cu taxiul, nu, o să-ți trebuiască o mașină care are închite benzină, are leasing, are... Deci astea sunt niște lucruri pe care floriștii la început de drum nu le știu. Nu le știu. Da? Și iar poate că noi ar trebui... Nu le spune nimeni, mai este o chestie. Fii atentă, că asta e o durere pe care pe mine mă deranjează. Sunt, umplu prea multe informații nereale și fantasmagorice pe... De la oameni care ar trebui să spună adevărul. Ar da. Trebui. Da. Și le vând niște prostii, niște vise care nu există, niște, nu știu, le creează niște realități care nu există de fapt. Și făcând acest podcast, vin niște oameni care fac asta, mă, fac asta, deci nu cred că așa ar trebui că au citit ei într-o carte. Nu. Asta fac. Da, cu asta se lovesc, etc. Deci ăștia sunt oameni care ar trebui să fie scoși și întrebați și cu care să porți o discuție. Să, da. Nu știu, așa o văd eu pe mine, deci mă apucă toate alea când văd ce aberații se întâmplă pe rețelele astea unde sfătuiesc niște habarniști, îmi pare rău, este o realitate, care n-au nicio treabă, n-au făcut în viața lor așa ceva și îi dau... Da, nu trebuie, și poate că e și vina noastră a celor care suntem de mai mult timp în industria asta și care nu, poate că ar trebui să ne luăm un pic din timp. Eu visez așa, Nana, eu sunt visătoare, ți-am zis, scriam poezii în loc să învăț pentru facultate. Eu chiar văd că în domeniul ăsta se pot face lucruri bune în așa fel încât să devină un domeniu respectabil. Și eu la un moment dat, lucru, dar... mama unei verișoare m-a întrebat cu ce mă ocup și când i-am spus cu ce mă ocup, a avut așa o atitudine foarte admirativă. Pentru că ea venea din Anglia
Mă gândeam că o să spui fix unde? Invers. Nu. Că în general așa se întâmplă. Ea venea din Anglia, unde acolo să spui că ești florist, acolo este o chestie foarte respectată și foarte apreciată. La polul opus, pentru că eu nu am așa, eu știi, umblu în Adidas, nu pe un soclu, știi pe unde mă duc. Am Adidas și mei, soclu las acasă, îl mai dau cu gurând din când în când. E, și acolo, și eu de oboseală, de ce vrei tu, am zis și nu știu cine a întrebat ceva și zic eu sunt aici florărea asta de serviciu, cu ce pot să vă ajut? Că nu știu ce nu găseau, era o chestie legată, cred că ceva cu card de corsaj și zice, e, lasă mamă că e și asta o meserie. Și eram... Știi? Deci oamenii nu realizează de fapt ce facem noi și nu realizează că lucrurile astea nu se întâmplă cu un băiat pe care îl chem din stradă, auzi băiatul, hai să dau bere, nu facem și noi florile astea împreună? Nu așa. Oamenii care lucrează chestiile astea și bine, ăia care o fac cum trebuie, da, adică hai să nu generalizăm, sunt oameni educați, sunt oameni instruiți, sunt oameni care, dacă nu neapărat au făcut studii de specialitate în domeniu, sunt oameni care la bază au facultate, care poate au terminat, nu știu, arte plastice. Puncte, puncte, puncte. Și atunci asta trebuie cumva să se vadă, plus că este un lucru pe care puțini îl iau în calcul, faptul că în această meserie sunt niște weekenduri sacrificate. Și atunci hai să ne gândim, tu când lucrezi, nu știu, în, acolo unde lucrezi tu, la serviciul tău și te cheamă șeful în weekend, cum e? Ce i-ar auzi lui urechile dacă ar fi să-i audă? Sau pe câți bani te duce să lucrezi în weekend? Pe câți bani, da, da, mulți. Da? Pe câți bani te duce să lucrezi în weekend? Eu fac în ultimul timp o chestie, am prețuri separate pentru pachetul ăsta și preț separat pentru ce înseamnă să duc acolo evenimentul. Și oamenii văd chestia asta. Da? Deci am nevoie de atâția oameni și atâtea mașini ca să-ți implementezi evenimentul tău. Și prețul florilor e ăsta. Un singur cuplu mi-a spus că nu vrea aceste servicii. Și am zis, ok, eu aș fi cea mai fericită să lucrez toate evenimentele aici la mine în atelier și să veniți toți să fie luați de la poartă. Nu mi-ar mai trebui nici oameni, nici mașini, nici nimic. Da? Și au zis, dar de ce să plătim banii ăștia? Dar nu, pentru că e nevoie de oameni. Da, da, da. Și pentru că este nevoie de oameni pricepuți și pentru că de multe ori și cu siguranță știi lucrul ăsta, pot fi evenimente care sunt extrem de fastuoase, cu flori care costă foarte mulți bani, dar care în ziua evenimentului atât trebuie să faci, să le scoți din dubă, să le pui pe un suport și să le pui pe masă. Și ai terminat. Dar sunt evenimente care poate au chestii de detalii, unde nu poți să trimiți pe oricine. Trebuie să... Cum facem aici? Hai să vedem cum, hai să vedem de ce ne legăm. Hai... Și chestii care îți consumă foarte mult timp. Am săptămâna viitoare, dintre toate evenimentele, un eveniment de 30 de persoane, care este cel mai greu dintre toate. Acolo mă stresează, ăla mă stresează cel mai mult dintre toate. Acolo am nevoie de cei mai mulți oameni și am nevoie de oameni care să știe ce să facă. Iar astea sunt niște lucruri pe care trebuie să le spunem, să le contabilizăm, să le conștientizăm. M-a întrebat ieri cineva și n-am știut, i-am răspuns în felul meu, dar nu știu dacă a ajutat-o răspunsul meu. M-a întrebat, vreau să iau o nuntă și sunt sigur că o să vadă podcastul, nu-i dau numele, dar sunt sigur că o să vadă. Uite, sunt curioasă ce îi răspunde tu. Vreau să iau o nuntă, oamenii ăștia au mai încercat, e bun, e un florist bun. Da. Și nu e din București. Oamenii ăștia au încercat să mai facă cu mine și sau au negociat la sânge până în punctul în care am spus, îmi pare rău, chiar nu pot, nu pot. Mai jos de atât, nu am cum să-ți fac. Și bineînțeles că evenimentul a fost un fiasco, s-au întors la ea acum și zice, mi-e teamă că vor negocia din nou la sânge și n-aș vrea să pierd evenimentul, nu știu cum să pun problemă. Cum s-ar putea pune? Cum ai putea? Pentru că e un florist bun, e foarte dedicat în ce face și are multe cursuri făcute. Adică ea a investit în ea, că și asta contează, știi? Nu e o habarnistă. Da, da. Tu ce îi spune? Tu cum ai da, luat? Probabil că firea ei este, nu știu, de a nu refuza, de a nu deranja, de a nu supăra, de tu a nu... Tu refuzi? Da. Ok. Și eu eram doar curioasă. Refuz. Și să știi că nu fac din vreun prea plin sau din vreo de asta eu am ajuns aici și știți acolo la dumneavoastră jos nu se mai aude. Nu. Dar sunt oameni cu care am conștientizat de-a lungul timpului, pentru că
n-am fost așa cum, n-am fost în punctul ăsta din totdeauna, evident, știi? Toată lumea nu. Și am conștientizat că atunci când am forțat lucrurile sau atunci când am făcut chestii pe care eu le simțeam greșite de la bun început, nu a fost ok. Bine, și am ajuns la aceasta după... Da? Și atunci găsesc o modalitate drăguță, politicoasă, elegantă, de a refuza. Dar ideea e că evenimentul ar fi super frumos, oamenii au, își permit să plătească, nu vor. Și noi cu ce putem să-i ajutăm? Adică eu înțeleg perfect chestia asta. Chiar vreau să o ajut și am spus, băi, uite, și am trimis niște prescrieri. Asta le-am spus în nenumărate rânduri unor clienți care au procedat așa. Atâta timp cât deja au un eveniment la activ ratat și sunt tot... Ăsta este cel mai mare argument pe care l-ai în momentul ăsta. Plus de asta ai cursuri, etc., etc., etc. Dacă nici așa... Ok, negociezi, cât poți să negociezi? Cât poți să lași? Că dacă dar lași... De fapt, nu lași, că nu mai pui. Deci, nu mai pui, dar eu exact asta le spun. Pizenie, da. Dar eu exact asta le spun. Dar putem să mai lăsăm un pic la preț? Da, la ce flori vrei să renunțați? Eu fac mostră, nu știu cum faci. Uite, mă rog, cei care fac cursuri, nu știu, eu spun lucrul ăsta. Le fac o mostră. Așa arată. Păi da. Și costă atât. Păi e prea mult. Păi scoate tu cu mâna ta ce flori vrei să iasă. Eu nu fac mostră. Eu fac. Că, și nu mai scot. Că nu au ce să mai scoată. Nu, și știi de ce și nu le fac? Și le fac așa. Le taxez. Dacă nu plec mai departe cu ei, le taxez. Că, evident, nu am ser grădină în curte. Da? Dacă merg mai departe, nu crez. Știi câți cred că eu am? La mine florile nu costă nimic. Nu știu de ce au senzația asta. Da? Așa, sau le taxez dacă merg mai departe și rămâne treaba asta. Îți dai seama că interesul meu să fie frumos. Nu vreau să... Normal. Unii au senzația că tragem de ei și că le furăm banii. Nu știu. Deci, uneori, după am discutat, am senzația că ei cred că vreau să le fur ceva. Uneori, nu toți. Măi, uneori, da, deci nu toți, nu sunt oameni care nu contează sau au atât de multă încredere în mine, exact, și așa mai departe. Exact. Și cu cât au mai multă încredere sau cu cât îmi dau mie mai multă libertate și cred că pot să confirm lucrurile, cu atât este evenimentul mai frumos. Mă, cu cât stau și caută notul ăla în papără, băi, parcă este totul pe dos, că îți produce un stres, au, dacă n-am făcut bine, dacă nu e bine, băi, parcă totul iese anapoda și când mă uit, parcă n-am făcut eu chestia asta, evenimentul. Mie mi s-a întâmplat în perioada în care spuneam că nu mă întâlneam cu clienții, mi s-a întâmplat, erau tot așa, un weekend, foarte multe evenimente. Din momentul în care s-au întâlnit cu tipa asta, îi suna în fiecare săptămână să întrebe dacă o să aibă lavandă proaspătă la nuntă. Și a spus așa, uite, lavandă o să ai oricum, dar pentru că era cumva la limită. Știi? Dar ca să spun sigur că vei avea lavandă proaspătă, o să știm atunci, în săptămâna aia. Ei, ia suna săptămânal să vadă ea, să mai verifice, știi? Adică nu contează ce spune. Dar credeți că o să vină? Na, noi sperăm, Doamne ajută-ne la toți, știi? În ziua în care m-am dus să-mi iau comanda de flori, deci nu o să uit, intru acolo. Daria. Avem o problemă. Zic, știu, n-a venit lavanda. Ce, de unde știi? Păi știu eu. Băi, parcă atrage vărcina astea. Cu avionul, cu paravion de la Aeroflot, dar a lipsit lavanda din comandă. Deci parcă a căutat-o, deci toată energia negativă s-a dus acolo. Am mai avut la un moment dat o tipă și îmi zicea, uite, eu vreau buchetul ăsta. Acum tot așa mulți ani. Ei, și era o chestie făcută și cel puțin, uite, acum nu știu dacă aș putea să-l fac. Tot așa. Era mult să-l faci pe microfonul ăla nesuferit. Că era numai din mini-roze și nu, probabil doar așa, știi, să cure și să rămâi cu firul și bobocul, știi? Și a mai zic ăsta, că și pe mine, știi, adică eu în loc să zic, da, facem, eu încep. Și le explici că ar putea să plece și să facă singură după aia, știi, mă apuc și explic și dau 15 miliarde de explicații. În sfârșit, și mă apuc eu, nu știu, n-am încotro și spun, știți, ăla trebuie montat pe un microfon, dar nu e o problemă că adăugăm cozi false. Ea nu poate. Că ea vrea să știe că nu poate ea, să fie floarea aia cu tot cu coadă, că parcă așa plasticul ăla la mijloc, doamne, zic, o să arate exact așa, identic și la fel, zic, dar ăsta se lucrează pe microfon. Măi, și din tot așa, deci îmi stătea chestia asta pe creier, că ea nu și nu, că ea nu-l vrea cu microfon. Până la urmă, când, știți, m-am apuc de asta, zic, băi, zi, nu mă, eu mă duc și o sun, știi, și o sun, că trebuia să mă apuc de buchet. Măi, uite cu buchetul, Andreea, atâta încredere am în tine. Draga mea, deci te rog frumos, ce simți tu aia să faci? Și eu nu dorm de o lună cu buchetul tău, cu cozile, cu microfonul, cu nu știu ce, știi? Deci oamenii în cele din urmă devin cumva mai relaxați. Bine, una e întâlnirea, știi? Și după aceea pe măsură ce stabilești și ai deja o relație cu ei, atunci ei...
povestea o... Se mai relaxează. O prietenă, e o fată foarte dragă, spunea ce, băi, am un mireasă acum că și tirul s-a stricat. La un moment dat trebuia să... Băi, râd, dar știi că așa e? Parcă totul se întâmplă pe dos. Și îmi dă mesaj, ce, băi, am o braidzila, nașpa, rău, îmi trebuie florile. Când vin, nu știu, că a întârziat tirul, a făcut accident. Că se mai întâmplă, acum nu sunt chestii pe care nu le controlez nici unii și nimeni. Se întâmplă pe drum. Și... mă mai întreba de ce în ce vin florile, zic nu știu și zice, băi, până la mă aflu că s-a stricat tirul, sunt și îi spun s-a stricat tirul, are probleme, întârzi, zice, bă, frate, mireasa asta într-un hal așa că s-a stricat și tirul, parcă a făcut tirul accident în cauza ei. Și să știi că la viața mea am descoperit că e foarte importantă chestia asta, energia asta negativă se transformă în clar, fix pe dos. Pe vremuri aveam, nu știu, acum foarte mulți ani, colaboram cu o locație care avea evenimente din astea agreate sau cum noi avea niște bugete agreate și făceam pe bandă rulantă tot felul de chestii, dar aveam un buget limitat. Și țin minte și acum am avut o mireasă, măi, deci m-a frecat pe toate, că m-a frecat, ce să mai, toate pățe, m-a perpelit în toate felurile și parcă o văd a venit în ziua anunții și s-a uitat așa, băi, parcă căuta acel ceva să fie anapoda și să mă prindă, și știi? Atâta dezamăgire în ochii ei a fost că, măi, am căutat, dar n-am găsit nimic să... Deci pentru ea era așa o mare satisfacție. Cum nu? Deci da, m-a marcat momentul ăla și m-a mai marcat un moment, cum te-a marcat pe tine în acea nuntă, o mireasă, viitoare mireasă, la unul din saloanele noastre, că noi am avut și saloane. Da, știu. Și a venit, venea din Italia, tot timpul venea și tot timpul avea... Și de câte ori venea, eu eram tot timpul îmbrăcată frumos, când mă duc la întâlniri, mă duc la întâlniri. Când e de muncă... Cu GG-uri. Exact. Așa că mă vezi, dar n-am avut până atunci niciodată stresul ăsta. Mie nu știu să muncesc. Măi. Și a venit inopinat, nu știam că vine, eu eram până aici, în flori, și zice, mă, eram, nu vrei, știi ce să mai... Măi, cum a văzut, s-a dus așa la mine și a zis, asta e adevărata ta față. Deci pe mine momentul ăla m-a șocat pe viață și din secunda aia, eu niciodată, dacă venea vreun client și eu eram nașpa, le spunea să-i spună că nu sunt acolo. Am dispărut din momentul ăla și cred că sunt 9 ani cel puțin de la momentul acela în care m-a rămas șocată. Deci, dar știi că ăla era un lucru despre ea, nu despre tine. Da, eu la momentul ăla pe mine m-a șocat și eu am rămas cu fixul ăsta. Băi, nu pot să, că oamenii au impresia despre mine mă văd într-un fel și se așteaptă să fiu într-un fel. Dar eu munceam, pana mea, nu mă duceam pe tocuri de 10 ca să fac buchete. Sunt ciudați oamenii, dar în general mirețele care... Cum nu se fac florile pe tocuri de 10 și în ochi de mătase? Mi-a mai zis cineva că e ușor să fii... Cum mi-am mai zis? Stai că mi-am... Hei, de asta... E ușor să fii tot timpul aranjat și nu știu cum. Dar omit că eu mă scol la 5 dimineața și ziua mea are 23 de ore și uită niște lucruri. Au impresia așa că tot ce zboară se mănâncă. Sunt oameni foarte superficiali în zilele noastre. Îmi pare rău că am deviat de la discuția noastră. Să ne întoarcem la floricele noastre foarte frumoase. Nu, dar asta să știi că nu este deviat. Asta, de fapt, e o parte nevăzută. Da, este, cred că tu ai spus lucrul ăsta cu adevărul din spatele frumosului, că ăsta este. Că realitatea este că de cele mai multe ori se face cu mari eforturi. Pentru mine, spre exemplu, este de neconceput când mai văd din alte domenii, îmi pare rău să spun, la invitațiile de nuntă, adică chestia asta că dai comandă de invitație și spune după 2 luni că nu e gata. Cum adică nu e gata? Cum adică nu e gata? Hai să-ți explic. Mie îmi vine camionul cu flori, cu găleții întregi de flori, joia, și eu sâmbătă dimineață deja sunt cu ele la punct și virgulă și plec cu ele. Cum adică? După 2 luni tu cu niște hârtii să-mi spui că nu sunt gata. Cum adică? Ce? Ce s-a întâmplat? De ce nu s-a putut să fie gata? Pentru că nu era o prioritate, probabil, sau nu era bugetul. Nu știu, nu pot să... Na, și atunci realitatea este că ai un ritm alert în care, pardon de expresie, dar socotești și când e momentul să te duci la baie. Da? Pentru că de multe ori spui, băi, nu, hai, termin astea și după aia ne oprim. Sau termin astea și după aia luăm o pauză. Da, sau... Asta e, și lucrezi under pressure și cut off time. Eu lucrez foarte organizat și știu foarte bine ce am de făcut și în cât timp și cu cine și așa mai departe. Dar realitatea este că nu-ți permit. Eu când îi aud, da, un weekend nu lucrați? Știi? Apropo de întâlniri. Am vrea să venim sâmbătă. Ce drăguț! Unde? Să ne ajutați cu florile, să cărați așa. Cum? Dar nu lucrați sâmbăta? Nu înțeleg, oamenii nu înțeleg. Cum am putea să livrăm acest mesaj mai bine către ei? Cum ar înțelege mai ușor? Sau arătându-ne și din spatele. Din spate.
Da. Da, pentru că, uite, la cursuri, știi, eu fac cursuri de mult timp și vin cu o falsă impresie și cu o falsă imagine despre ceea ce ar putea fi treaba asta și eu îi invit la cursuri și îi invit să se ducă nu doar la mine, la toată lumea, că până la urmă capeți experiență de la toată lumea, da? Nu există să nu înveți nimic de la cineva. Dar le spun să vină și să pună mâna ca să știe măcar dacă e de ei sau nu e de ei, pentru că deja vă arată superb acest buchet. Ce e în spatele buchetului ăsta, sunt niște ani, e o muncă fizică, nu este dormi, stai muncă într-o... Muncă fizică, exact, și trebuie să reziști, adică trebuie să reziști, da. Admiterea, să faci lucrurile respective. Pentru că nu-i doar așa, știi, că le faci tu la nemurirea sufletului. Mi-aduc aminte acum mulți ani, era ultimul eveniment din an, undeva prin noiembrie, mi-e place foarte mult să ascult teatru radiofonic. Și în puținele momente când sunt singură în atelier, pun teatru radiofonic și lucrez. Eu am atelierul vis-a-vis de casa părinților mei. Și bineînțeles că maică-mea e toată ziua bună ziua la noi, mama Dolores, papa Naș, ce ne aduce ei acolo, ce ne face. Ce să mai mâncăm și noi. Mai mâncăm și noi din când în când, știi? Mama săraca e acolo, ea știe tot ce se întâmplă. Și lucram singură, era un eveniment foarte mic și avem, eu am chestia asta cu buchetul de cununie, e foarte vechi, povestea cu buchetul meu de cununie, cadou, așa, dar tipii ăștia aveau buchetul, aveau cununia făcută, lui ne mai trebuia buchetul de cununie și zic, uite, vă fac eu altceva la prezidiu. Și le-am făcut o carte din asta, îmbrăcată toată în eucalipt și migăloasă și așa mai departe, dar atâta bucurie am avut făcând chestia aia în ritmul meu, așa cum am vrut eu, cu teatrul meu radiofonic, cu cafeluța, cu papanașii de la mama, știi? Și mama săraca tot venea și a, cât mai ai? Mai am un pic, pentru că eu adritera mai aveam un pic, n-au carte cât poate să fie de mare, știi? Și mama, da, eu ai zis un pic și acum jumătate de oră, ai mai zis și acum o oră, zi, mamă, lasă-mă, lasă-mă, acum nu mă grăbesc, nu mă dă nimeni afară, nu țipă nimeni, nu plânge nimeni, nu. Pentru că realitatea este că nu le faci chiar așa în ritmul tău și nu te apuci de treabă și lucrezi așa când îți fâlfâie ție, știi, aripa genialității deasupra capului. Nu! Ai, n-ai chef, trebuie să faci sau... Noi am avut deces în familie și eu făceam evenimentele pentru că trebuia să le facem. Ce să faci, pur și simplu n-ai, adică ești responsabil și pentru oamenii ăia până la urmă, da, ești super responsabil. Nu e ca și când se mai întâmplă evenimentul ăla încă o dată sau poți să faci ceva, nu, e ăla e, trebuie să dai tot ce poți. Uite, nu știu dacă îl știi pe Horia Sârghie, el are Zaia Fetul, canalul de YouTube Zaia Fet, da, nu. Este foarte tare. Horia Sârghie a fost fotograf profesionist, dar s-a lăsat de treaba asta pentru că nu mai reprezenta, nu îi mai plăcea și acum e foarte tare, mă mir că nu știi de el, trebuie să-l vezi. Și la un moment dat noi aveam sediul în același loc și el auzea discuțiile mele cu clienții și a zis, frate, dar ce le faci 3 ore că asta nu-i neurochirurgie, știi? Și a zis, băi, Horică, nu e neurochirurgie, dar eu spun că dacă se întâmplă ceva nasol, o să vezi și ortopedie, o să vezi și drept penal, o să vezi și spitalul de nebun, toate la un loc, știi? Pentru că realitatea este că chiar dacă mulți, mie îmi place replica asta cu știți, pentru noi florile nu contează, serios? M-au prins la un moment dat. Eu sunt o fată prietenoasă așa, știi, de felul meu și îmi place să pleci omul lămurit, adică punem câte întrebări vrei tu, că îți răspund și să pleci de aici lămurit. Măi, da, era o zi din aia de care nu trebuia să fie și nici n-am lucrat cu persoanele respective. Că, știți, pentru noi florile nici nu contează. Zic, domnule, zic, slavă Domnului, zic, am dat și eu peste niște oameni întregi la minte. Zic, ce atâta cu florile? Zic, bă, nu este că nu vă deranjează. Zic, că să știți că putem să cumpărăm flori mai ieftine. Zic, mai sunt din astea care, zic, sunt așa pe ducă, zic, sunt și la preț mai bun. Deci, doamna, bine să creadă. Zic, acum, vă dați seama că nu arată impecabil, adică se poate să mai fie... Zic, că nu contează. Cred că așa începem podcastul ăsta cu florile spătucă. Doamne, asta e 1-0. Da, zic, păi, a spus că nu contează. Deci, ca să stabilim de la început, să nu vorbim degeaba. Contează sau nu contează florile? Ce înseamnă pentru tine în momentul în care ți se pune în mână un buchet ofilit? Sau ce înseamnă pentru tine în momentul în care ajungi și sala aia pe care tu ți-ai imaginat-o într-un fel, e de fapt
N-are nicio legătură. N-are nicio legătură și este din altă poveste. Și astea sunt niște dezamăgiri care vin și din lipsa de comunicare și din lipsa de deschidere. Doamne, deci nu e de ajuns podcastul ăsta. De ce că mai facem? Că putem să facem bis la podcast. Se întoarce. Da, și, știi? Da, da, da. Mi se pare că... Uite, mă bucur că ești super deschisă. Pentru că eu am avut o reticență și eu am în continuare, am emoții că oamenii nu se simt confortabil să spună niște lucruri. Și dacă vii și spui niște lucruri care sunt reale, mă, cu asta ne lovim toată ziua, mi se pare ok, este un win-win situation pentru și pentru la care vede și pentru la care vrea să învețe și pentru tine că ai apucat să spui. Adică, nu, dar oamenii înțeleg. Ori sunt eu o fată norocoasă, habar n-am, nu știu, ori așa mi se întâmplă mie lucrurile, habar n-am, dar eu am... Până la urmă sunt recunoscătoare pentru faptul că intru în contact cu oameni care pricep românește ceea ce le spui. Că mai sunt și procentul ăla de 10% cărora degeaba poți să le explici tu, ei tot înțeleg exact cum spui tu, că vrei să-i furi, de parcă tu ca florist n-ai vrea să pui în flori numai bujor, numai lăcrămioare, numai chestii frumoase, că normal, știi cum e, întâi te gândești, le mai dau sau le păstrez pentru mine? Dar pentru mine și cred că și pentru mine. Nu mă gândesc la cât câștig, cât de frumos o să arate. Să iasă frumos, să știi, dar e și asta important cu ce faci rabat. Nu știu cum ești tu, eu la mine hainele sunt pe principiu, mă încape, Doamne ajută, o iau, o por până să rupe, știi? Dar am și o chestia mea cu pantofii. Bă, dar m-am mai gândit câteodată, hai, lasă, nu-i mai cumpăr, știi, că am destui sau sunt prea scumpi. Dar la flori nu fac chestia asta, știi? Nici și aveam perioade în care ziceam, bă, ce bine arată chestia asta, hai, o iau și o pun, hai, lasă, ce dacă nu e în buget. Nu mai fac așa. Nu mai fac așa, pentru că nu-și dau seama și le iau ca și când li se cuvine lucrul ăla și nu-l apreciază. Nici nu mai fac. Făceam și eu la fel, puneam fără număr, da, nu contează, da, știi? Da. Nu puneam fără număr. Eu tot timpul mi-am gestionat și mi-am contabilizat foarte bine chestia asta. Și buretele, și pinsurile, și absolut orice eu am secțiunea lui acolo. Dar după ce am început colaborarea cu Alin Stan, de la Floro, te iubim, Alin, așa, la un moment dat, după primul an de colaborare, cred că după primul an, mi-a spus Andreea, pentru că ai depășit nu știu ce volum de încasări și a pronunțat suma aia și m-a lovit așa în freză, pentru că eu știam ce înseamnă de fapt și cât de scump sunt toate accesoriile astea pe care oamenii de fapt nu le văd. Oamenii nu știu că sub buchetul ăsta de flori, ca el să rămână proaspăt, e o chestie care deja costă. Înainte să te apuci să pui flori, care fac, da? Înainte să te apuci să pui flori, deja sunt mulți bani acolo. Da. Da? Și nu fac diferențele astea. Sau cum se întâmplă la o cocardă. Apoi o cocardă, cât poate să costă un trandafir? Pentru că nu e un trandafir. Este un trandafir, este un ac cu magnet sau ce folosești. Este o fundă. Este un timp pe care l-a luat. Exact, tot felul de minuni să le faci, să le pulverizezi, să le ții în tăviță, în punguță, în... Deci, și de multe ori, alea costă mai mult decât floarea, pentru că nu eu dai așa, uite, iată floarea, o ți-am tăiat-o de aici și prindeți un piept. Oamenii trebuie să înțeleagă chestia asta. Acum că le-o spunem noi că se lovesc singur de ea, mi s-a întâmplat o singură dată cu o singură tipă să mă sune, nu a lucrat cu mine, nu a făcut evenimentul cu mine, pentru că nu i-a convenit oferta de preț și mi s-a întâmplat să mă sune după o perioadă, să-mi ceară permisiunea de a da numărul meu de telefon unei prietene și să-mi spun, Andrei, am fost foarte dezamăgită de nunta mea. Dar ea a fost una din câți au fost. E păcat că se întâmplă așa și nu-i vina lor, e vina noastră că oamenii... facem lucrurile astea, a celor care o fac, bineînțeles. Da? O făceam și eu și mi-am dat seama că tot ei sunt nemulțumiți în contextul în care eu am adăugat de la mine X, Y, Z lucruri și am zis, păi, să iasă frumos. Toți facem, cred că la un moment dat, toți facem chestia asta, știi? Da. Până într-un moment în care mi-am dat seama că oamenii nici măcar nu apreciază și nu că nu apreciază, sună și spun că nu știu ce n-ai făcut. Stai puțin, că am făcut atât de multe lucruri pe care mi s-a părut neprofesional să vin să de ce am făcut eu pe tine. Nu, ți-am livrat un produs, mi-am asumat că am făcut lucrurile acestea, am ilânghit așa ca atare, dar... ei îl iau ca și când ia lor, li se cuvine toată povestea asta și am zis nu. Te pierzi în prostirina. Te pierzi în asta. Da. Pentru că tu și ca mulți dintre noi filtrezi prin propriile emoții lucrurile astea. Corect. Da? Da. Și te gândești, măi, nu arată bine, nu-mi place. Mai trebuie ceva, să-i mai pun ceva. Că atunci când îl socotești la punct și virgulă și după aia zici, nu-mi place. Nu, e ok, da. Nu, da? Da? Și ca să nu mai ajungi în punctul ăsta, pentru că ăsta nu este sănătos nici pentru tine ca florist,
Da, pentru ei e sănătos că primești ceva ce n-au plătit. Să te iați la montaj. Deci nu e sănătos. Nu e sănătos pentru tine ca florist, pentru că dai naștere unor frustrări. Nu este folositor pentru tine ca business, știi? Că se adună acolo la sfârșitul anului și dai seama că mai plecai într-o vacanță. Corect. Știi? Adevărat. Da? Și atunci trebuie de la bun început lucrurile făcute. Eu am un sistem din ăsta foarte bine pus la punct. La mine nu există pierderi. Deci la mine nu există aia că a rămas o floare. Chiar am zis că să fac la un moment dat, știi, cu celebra replică din ce rămâne să ne face și nou un aranjament pentru nu știu unde, știi? Nu știu pe asta. Da. Jur și că am zis că o să adun o dată, așa, știi, asta, resturi, un cap de uitați. Asta este florile. Să lași cât, cum ai zis, codițele așa. Da, adică cu toate nu există așa din ce rămâne. Nu există din ce rămâne. Există că lucrurile sunt foarte bine gândite și foarte bine socotite, astfel încât să fie corect și pentru mine ca florist să nu există pierde și pentru ei să nu ajungă să plătească lucruri de care nu beneficiază. Da, așa este. Da. Pe piață acum sunt foarte mulți floriști, la început unii care învață ei pe burta lor, alții care fac o concurență neloială tuturor din piață. Cum vezi tu chestia asta? Cum am putea să rectifică? Bine, nu o să facem noi niciodată lumină în piața asta care este... Până la urmă, și voluntariatul și are rolul lui, știi? Adică sunt oameni care fac voluntariat și nu poți să-i condamni. Dar și rezultatele sunt pe măsura voluntariatului. Da, doar că voluntariatul ăla pe long term ne afectează și pe toți. Noi. Da, pentru că realitatea este că este o ciclicitate, da. Știi? Și tot timpul apar alții și alții și alții și alții și alții. Nu știu. Probabil că așa ne-am triat și unii am ajuns aici și alții ne-am pierdut pe drum. Dar asta prin educație și prin informare, adică altfel nu ai cum decât educând și ieșind și spunând. Știi, dar noi acum, noi când am început, noi nu aveam nimic. Tu zici seama, noi nu știam de unde să cumpărăm flori. Noi nu știam cum să numesc florile, era trandafir alb. Da, ce mi-aducea, zic, mulțumesc, Doamne! Exact, și acum ai atât de multă informație la dispoziție, așa cum este ea, mai realistă, mai nerealistă, dar ai tone de informații la dispoziție și tu, deci eu când văd aranjamente din alea din 1800 toamna, și suntem în 2021, mai frate, dar nu vezi și tu, adică uite-te și tu, bă, care ăia, cei mai buni, care sunt ăștia, reproduce-i pe ea, reproduce-i pe ea. Au fost niște chestii care se pot, eu am ieșit din anumite grupuri, am ieșit, dar pur și simplu nu am mai putut să suport, nu, gata, e prea mult time consuming pentru mine, am ieșit, dar erau gen, puneau niște aranjamente care nu pot nici măcar fi calificate în nici cum, da, deci nu există o calificare pentru ele. Ce părere aveți? Apoi, ce părere pot să am? Nu, deci nu știu, să mă întreb ce așteptări are, ce aș putea să judec la ceva care este injudecabil. Da, nu, acum știi cum e, că frumusețea e în ochii privitorului, asta știi și tu. Dar pe mine asta, eu asta nu înțeleg, adică de ce dacă ai la dispoziție atât de multe, site-urile sunt la liber, știi? Uită-te acolo și vezi, uite, ăștia buni fac asta, adică de ce tot roșu cu galben? De ce? În continuare. Și floarea mirese. Și floarea mirese. Adică... Oh, God, exact, ai the worst. Cel mai mai tu mai l-ai zis. Până la urmă, nu știu, chiar nu pot să-mi dau seama în control ne putem duce cu chestia asta. Pentru că, până la urmă, nu poți obliga pe toți. Tu gândește-te că sunt persoane care fix așa consideră ele, că fac bine. Și lor nu li se pare. Adică, știi, tu dacă ai o părere bună despre un lucru pe care îl faci și în mintea ta e bine, adică de ce te duce să faci altfel? Băi, nu știu, eu sunt critică cu mine. Și de multe ori zic, băi, nu arată bine, ar fi putut arăta mult mai bine sau, nu știu, ce mi-estimez eu sau ce am... De multe, uite, eu nu sunt o persoană care face structuri, da, le știu, dar nu mă regăsesc, nu le fac, pur și simplu. Și de am încercat să fac asta, că am tot experimentat tot felul de exemplu, cu Haneke, care este știut a fi cea mai tare pe structuri. Băi, face chestii foarte frumoase, dar o reprezintă pe ea, pe mine nu mă reprezintă. Și de câte ori plecam în minte, astăzi fac un buchet, deci eu vizualizam structura în capul meu, când o făceam, erau... Nu-ți plăcea. Băi, nu era, nu. Și mă uitam la Cristi și el e foarte critic și zice... Ea era frumoasă, poate, dar pentru mine nu era, știi? Și nu, ce desfăl, că n-are nicio șansă, buchetul ăsta n-arată ca și când l-ai făcut tu, forget about it și așa mai departe. Și eu... Tot ce judec prin Alina, prisma mea. Tu judeci prin prisma unui om care are o educație la bază. E normal să-ți dai seama că cred că oricare dintre noi ne apucăm și facem de trei ori un buchet și tot nu ne place la sfârșit, știi?
și îl mai desfaci și îl mai faci odată. Adică asta nu, cine spune că nu face chestia asta, ori n-are timp, ori minte, ori știi? Minte. Da, pentru că ți se poate întâmpla să ai un blocaj, când mie mi s-a întâmplat chestia asta la nunta soră-mii. Eu povestea asta cu buchetul de cununie, eu am făcut-o la acum mulți ani, pentru că oamenii cereau ce puteau să ceară, buchet de trandafiri alb sau buchet de trandafiri roșii. Și am zis, stați așa, că sunt multe flori și pe vremea aia încă nu erau câte sunt acum, știi? Și am zis, uite, vi-l fac eu cum cred eu. E, și în felul ăsta eu mi-am adus eu în portofoliul meu flori mai deosebite, combinații mai deosebite, pentru că așa sunt eu, așa îmi place să combin mai multe texturi, mai multe culori, mai multe. E, și vine nunta soră-mii. Se îmbracă ea în albastru, își cumpără cravată cu grenaș și fucsia. Pe bune? Tu, sora mea, sânge din sângele meu. Și stăteam cu buchetul în mână. Eram atât de supărată și mă gândeam, zic, băi, vreau să-i fac ceva ca lumea, dar nu-mi vine, băi, e sora mea, mâine sunt mărită, știi? Era buchetul de cununie. Și până la urmă, buchetul a rămas un buchet, mă rog, deosebit prin compoziția pe care a avut-o, dar totuși un buchet clasic. În schimb, mi-a avut o chestie foarte șmecheră pentru cap, știi, apropo de structuri și de așa. Și asta spun că sunt momente în care ai un blocaj. Și eu sunt blană, vine și te uiți la el, băi, e un buchet din trandafiri albe, adică de ce nu iese, că nu iese, știi? Probabil că intervin, nu știu, și oboseala la un moment dat și faptul că poate te gândești în altă parte sau nu știu. Sau poate să fie presiunea, e sora mea sau e persoana aia ce e importantă, da, și simți nevoia de mai mult și mai acolo mult. Te blochezi. Mi s-a întâmplat chestia asta de câteva ori. Probabil că și ție, că tuturor ni se întâmplă. Mi s-a întâmplat de multe ori să refuz evenimente și chiar în puncte critice le-am refuzat, că pur și simplu nu au mai fost. Dar se întâmplă să le refuz din prima. De exemplu, am primit acum câțiva ani un mail cu vreau și eu o ofertă. Cu poze de la tine, de la X. Adică știam clar de unde să nici nu trebuia să îmbrânduiască, pentru că la un dat lucrând și deja știi stilul, da, sunt sigură că se cunoaște. Da. Și mă uitam așa, deci erau punctual, vreau și eu, cred că aveau deja niște oferte în spate și cer 20, mă, care, Doamne iartă-mă, e sensul ăsta? Și nu, dar le-am spus, știți ceva? Uite, și deja am făcut-o la mișto, cum ai făcut tu aia cu, ai că sunt flori mai este, am făcut-o și la mișto, am pus în fiecare, în dreptul fiecarei poză, cine a făcut-o, aici puteți să întrebați pe Daria Special, aici puteți să întrebați pe Andra de la Amalți de Cor, aici puteți să-l întrebați, deci știam clar de unde sunt, cum sunt, da. Vă rog să cereți o ofertă de acolo, adică nu, serios, nu mi se pare, nici nu pot și mi se pare aiurea să vină cineva cu buchetul ăsta, familie eventual mai ieftin. Deja, deci numai când aud, mi se ridică părul în cap. Deci nu pot. Refuz din start. Nu că sunt eu cine sunt, ci pur și simplu că e munca omului. Ai găsit pozea undeva, du-te și întreabă-l pe el. Dacă ai fost și l-ai întrebat pe el și ți-a dat... L-ai întrebat pe el și ți-a dat un preț mai mare și încerci acum să cauți. Nu pot... Cum aș putea să-ți dau mai puțin? Alea sunt florile. Atâta costă. Și pentru mine, și pentru el, și pentru toată lumea. Asta este, știi? Să știi, uite, eu am observat un lucru de-a lungul timpului. În general, oamenii care chiar au bani, așa a fost la mine. Acum nu, e general, adică știu ce vrei să zici. Nu, dar în așa general, este. Oamenii care au bani și care sunt și educați, ei nici nu vor să-i, nu interesează ce flori le pui. Ei ți-au zis că ar vrea alb. Dar ce flori le pui, tu poți să le pui orice. Da. Atâta timp cât e... În schimb, oamenii care vin cu bugete extrem de mici, care exact cum spui și tu, pentru noi florile nu contează. Dar știți, mi-ar plăcea bujor și lăcrămioare. Mă, cum să facem, mă, că din toate florile astea... Tu le-ai ales pe ce? Tu fix pe astea le-ai ales, ce știi? Dar de ce n-aveți ființa asta apropo de poze? Dar de ce nu-mi cere poze ăla care vrea niște flori cât casa? De ce nu vrea el probă? Să zică, doamne, tu știi să faci florile astea cât casa? Fă-mi o probă. Nu. Și vii tu și îmi cer probă pe ce? Pe o din aia că ce? Că ți-e frică că ce? Că o să arate prea urât. Din vina cui? Din vina mea? Păi eu am portofoliu, de aia am portofoliu, ca să te uiți acolo, să vezi cum lucrez. Da? A, că fac eu singur în momentul în care, nu știu, poate e o chestie la care eu mă gândesc și mă zic, ar intra cam atâtea flori, dar hai să văd eu, ca să iasă fix ce îmi trebuie și să fie proporția corectă și așa mai departe. Da, hai să o fac, dar o fac pentru mine. A, că iarăși și poze după aia și zic, uite, am făcut o estimare, uite, cam așa arăta, da. Dar nu îmi cere probă pentru flori cât cana, că nu. N-am să-ți fac niciodată așa ceva. Pentru că nu e... Nu înțeleg rolul acelei probe. Nu știu, eu asta cu chestia cu prețurile și eu sunt considerată a fi scumpă doar prin numele... Prin nume. Deci, by default, flori cu fițe înseamnă ceva scump pentru unii. Nu sunt scumpă, sunt normală, dacă ai idee. Eu am renunțat la
a mai lucra cu persoane care caută foarte ieftin sau care caută 100.000 de oferte, după experiența din propriul meu salon de evenimente, în care într-o iarnă am făcut noi un rabat la prețurile noastre în mod normal și am dat niște prețuri din astea foarte mici cât să trecem iarna. Era o iarnă grea și am zis, ok, hai că facem din rulaj, era un comision foarte mic, aveam și evenimente, țineam oamenii, plăteam salariile, mă rog, a fost un compromis. Da. Credem, a fost cea mai proastă decizie. Cea mai proastă decizie pe care am luat-o în viața mea. Mă, cea mai proastă. De ce nu e chifta pe stânga și e pe dreapta? Sarmaua nu este atâta, este atâta. Băi, deci nu, crede-mă, niciodată nu mi s-a întâmplat. Mă, dar toate au fost așa. Pe cuvântul meu, parcă au fost așa. Am zis, nu, stop, prefer să nu mai fac decât să... Să iasă prost. Oamenii asta nu înțeleg și probabil că este și piața asta în care sunt trăim multe. Și lucrurile pe care le vezi, pentru că te duci la mall și vezi că la magazinul Xulica este reducere de 70%. Dar reducerea de 70%, de 80%, de moca la sută, nu știu de cât, este posibilă pentru că niște copii undeva într-o țară defavorizată sunt... chinuiți ca să facă zdrențele alea. Și de-aia este posibilă acea reducere. Și atunci normal că se așteaptă să vină la tine. Eu am chestia asta că ofer anumite lucruri, cadou sau... Dar acolo unde știu eu că trebuie și sub forma pe deci care o gândesc discount, eu. Deci nu faci un discount, de fapt faci o adăugare printr-o exact. A oferi consider ceva în plus. Consider eu că la nu știu ce chestie eu aș putea să-ți mai fac asta ca un cadou din partea mea. Dar nu începe cu din alea cu, dar nu ne faci și nouă un discount de 10% pentru... Da, nici nu intră bine pe ușă că îl cer discountul. Pentru ce să fie discountul acela? La ce să fac discount? La oamenii care lucrează? La calitatea florilor să fac discount? La ce să fac discount? Nu știu. Nu am găsit un răspuns la această întrebare încă. Poate că ar fi posibil, nu știu, într-o florărie care în mod normal vinde un buchet, în momentul în care vine cineva și zice, uite, buchetul ăsta este atâta, vreau 100 de buchete. Dar... ce nu realizează mulți este că tu, ca să faci aceste 100 de buchete în același timp, ai nevoie de mai mulți oameni, ai nevoie de un efort mai mare, de o mașină mai mare cu care să le transporti. Deci nu este ca și când evenimentul ăsta mai mare e pentru tine mai ușor. Da, cred că înțelegi perfect ce spun. Da, știu și deci ca să termin chestia asta, de multe ori lucrezi 16 ore legate. Da? Nu, dar ai zis și foarte bine. Orele suplimentare se plătesc dublu. Deci în mod normal, în și mod logic și suplimentare exact, și mai departe. Și în mod logic și firesc, un eveniment cu cât este mai mare, cu atât trebuie să fie mai scump. De ce e chestia asta cu ziua de duminică din cauza restaurantelor? Că avem e mai duminică, ieftin. E mai ieftin. Da, de ce este mai ieftin duminică? La foto, la video, la totul e trebuie să fie mai ieftin că este duminică, dar de ce că până la intervalul este fix același, doar că începe mai devreme, se termină mai devreme, dar exact, vin cu un aparat mai prost sau pun flori mai ofilite sau ți le pun pe alea de ieri sau de ce să fie mai ieftin? Nu știu. Dar nu știu, dar e o efortul campanie este mai care mare. Se perpetuă la noi în piață. Exact, dar știi. Efortul este mai mare. Da, efortul că tu ești mai obosit. Că tu ești mai obosit și știi foarte bine că ajungi în locație și bieții ospătari sunt rupți. Acum vorbeam cu cei de aici și spuneam că nu mai pot vineri, sâmbătă, duminică, ce unor nici mai ajungem acasă, stăm aici. Da, da, exact, pentru că asta este realitatea și eforturile care se fac în acest domeniu se fac de la doamna care spală vasele la bucătărie și doamnele care spală la toalete și până la ospătar, la fotograf, la cameraman. Eu am o problemă cu treaba asta, mai facem și la masa staffului flori? A, nu, cine la aia de la care te aștept să... facă poze frumoase și să-ți filmeze, să-ți cânte frumoasă. Da, să știi că e o chestie care pleacă de la restaurante. Eu cred că lucrul ăsta, pentru că da, eu mă ajută experiența pe care o am în domeniu cu restaurantul meu. Da? Deci aici a fost un mare șoc pentru mine. Tindeam, poate din experiență, tindeam să-i tratez pe ei la fel de bine, poate chiar mai bine decât pe invitați. De ce? Pentru că oamenii ăștia pun osul la muncă. Mm-hmm. Ca la final să fie totul ok, da? E, 99% din... Hai, nu 99%. Hai să zicem 90% din restaurante le pun ce adună din farfurii. Nu îmi spune asta. Nu vreau să văd așa ceva. Băi, realitate. Îmi pare rău. Da. Ok, sunt cazuri care nu se întâmplă, dar foarte multe se întâmplă. Și e rușinos. Adică, băi, fotografia e singurul lucru care îți rămâne după eveniment. Cu tot ce a fost în poză.
cu tot ce a fost în poză, dar aia, aia rămâne. Da. Hai să le dăm, că-i duminică, hai să le dăm jumătate de meniu. Dar de ce să le dăm jumătate de meniu? Nu mănâncă și ei. Adică nu știu, nu înțeleg în chestiile astea și se perpetuă și cred că de aici a plecat treaba asta. Că e duminică, lasă că duminică ne urmă niște friptură de sâmbătă și de vineri și putem să înjumătățim prețul. Nu știu, da, cred că da, de aici pleacă, da, de la cineva care a avut așa o... A mers, merge în continuare. Da. A avut așa un geniu, mamă, să facă asta. Dar realitatea este că nu există motive pentru care evenimentele de duminică să fie mai ieftine. Da. Vorba ta e muncă dublă. Sunt că aceleași flori, eu vorbesc, da, cel puțin în domeniul nostru. Sunt aceleași flori, la aceleași bani le-ai cumpărat la aceeași dată când vine camionul cu flori. Tot atâția bani ai plătit pe ele. Știu. Trebuie să muncești oamenii mai mult decât e muncit în mod normal. Îi plătești mai mult că este a treia zi probabil încă de muncă, după vineri, sâmbătă, e duminică, da, sunt obosiți, este zi de weekend, se plătește dublu, exact, etc. Da? Și atunci nu există motiv. Dar asta trebuie întâi să o conștientizăm și apoi să o aplicăm. Pentru că dacă nu înțelegi, acum, Ana, ai fost și tu la început, ai fost în chestia asta, e euforia aia de început. Când, mamă, ce mișto, mergem la nuntă, ne trezim dimineața la 4. Eu am prins vremurile în care suna telefonul dimineața și la 4 simțeai ficatul aici, că te duceai să strângi. Dar sunt și acum, să știi, chestii din asta. Nu știu, nu, eu nu mă mai duc. Ne trimitem echipele de băieți, am băieți cazul care se duc. Nu mai e cazul acum. Ducem. Se strâng pentru... a doua zi pe zi, știi? Am fost la un eveniment, m-am rămas crucit, am avut la Cernica și era un cuplu care smulgea, veniseră să-și ia ei, cred că florile care rămăseseră ale lor, care era un globuleț atâta din gipsofila cu trei avalanși. Parcă, deci atâta, o mingiuță cu trei avalanși. Noi venisem cu niște aranjamente pe care urma să le punem pe masă, dar nu erau gata mesele. Și după ce și-au luat, așa, începuse să smulgă din ale noastre. Și vine o angajată și zice, băi, smulg din florile noastre. Eu n-am crezut, m-am dus să văd cu ochii mei și într-adevăr. Și zic, dom'le, ce faceți? Nu vă supărați că vă întreb, ce faceți aici? Păi, ne luăm florile. Și asta este a dumneavoastră? Păi, da. Adică dumneavoastră nu știți ce ați avut la evenimentul dumneavoastră și, adică, e ca și când de unde seamănă confuzia cumva, asta, exact, ce seamănă cumva. Da. Da. A, nu ne cerem scuze și le-am, da. Da. Și nu, de atunci facem, trimit o echipă de băieți când avem noaptea, ca să fiu sigură că nu... Se întâmplă dezastre. Da, se întâmplă dezastre, da. Nu, dar asta spun că... Da, e un muncă decisiv. La început ești entuziasmat de ceea ce se întâmplă, știi? Că te duci acolo și... Dar intervine ceea ce este normal să intervină, și anume intervine oboseala, intervin frustrările legate de faptul că nu ești alături de familie, că astea sunt reale. Astea, din păcate, sunt reale, pentru că nu ai cum. Și nu cred că, indiferent de nivelul la care vorbim, nu există treaba asta. Decât dacă, iar, vorbim din povești și nu de la fața locului, știi? Pentru că altfel trebuie să fii acolo. Cu câte evenimentele sunt mai mari și mai grele, tu trebuie să fii acolo și să fii implicat. Cel puțin așa sunt eu. Nu, așa înțeleg, adică eu să fac așa lucrurile. Așa trebuie să fie. Așa da, trebuie să totul. Da. Dar, uite, experiențele genul acesta, cum e discuția asta cu tine și mai departe, cred că ar putea ajuta industria puțin să se deschidă. Eu am văzut o chestie în afară. Cred că până în pandemie am lucrat cu foarte mulți floriști, foarte mulți floriști în afară. Păi și tot povestesc lecții din astea pe care le învăț de la ei. Unul din floriști, după ce l-am chemat pe el, a zis, cheamă-l pe celălalt, că o să-ți placă de el. Deci asta este, nu știu, nu există la noi așa ceva. Nu există să spun, cheamă și pe Andreea, că m-a avut pe mine, dar și Andreea e foarte bună, poți să o chem și pe Alin, știi că poate să nu știu ce, da? Ok, după discuția asta am ajuns să-l chem pe cel pe care mi l-a recomandat de 3 ori. Deci, cumva, tipul... El a pierdut. Da. El n-a pierdut în ochii mei și eu mă voi revanșa față de el. Vreau să spun simplu fapt că l-a recomandat pentru el a fost o pierdere. Putea să nu spună nimic, putea să se autopromoveze pe el de nu știu câte ori. A fost atât de... Mă întrebam așa la mare la noi când s-au întâmplat lucrurile astea. Când o să începem să terminăm cu prostiile astea și cu... A, cât ți-a dat Andreea pe ăsta? Atâta? Las că ți-l fac eu cu nu știu cât. Unde, frate, unde e câștigul? Adică unde ți-e mintea? De ce faci așa? De ce crezi că câștigi momentul ăla? Pierzi pe termen lung? Adică e o tâmpenie. Pe termen lung și nu, până la urmă, nu... Da. Și nu poți să susții chestia asta pe termen lung. Și eu știu. N-ai cum să o susții pe termen lung. Și atunci, ori faci o chestie. Am ajuns la concluzie exact cum spui și tu. Nu poți să faci rabat decât la calitate. În altă parte, n-ai cum să faci rabat. La calitate și la cantitate. Și atunci eu prefer să spun nu. Adică, de multe ori mie mi se întâmplă
pentru că am un nivel minim și, domnule, sub banii ăștia nu pot să-ți fac, că nu pot eu. Altcineva sigur poate, dar nu pot eu să-ți fac sub banii ăștia, pentru că nu ar mai fi ce vezi pe site. Și atunci tu vii la mine pentru ceva anume, cu niște așteptări, da, da. Și eu îți livrez un produs sub așteptările tale și vei fi dezamăgit, iar eu nu vreau să-l fac. Și eu nu vreau să ajung în punctul ăla. Și atunci le spun clar. Și sunt oameni care realmente nu au bugetul respectiv și e de înțeles, pentru că până la urmă fiecare are limita lui. Da, și spun ok, atunci ne pare rău, nu mai lucrăm. Sau mi s-a întâmplat la un moment dat să-mi spună cineva, uite, nu-mi permit să lucrez cu tine, dar te rog frumos fă-mi buchetul de mireasă. Și nu... Ce-a fost chiar și ales un buchet. Tu mai știi că noi am avut o experiență din asta, că eu ți-am plătit ție buchetele ca să fie la fel? Nu mai ții minte? Acum, Lovi, când ai spus asta. Am avut la restaurantele noastre, în pachetele noastre, buchetele sau ceva. Da, gata, mi-am să aminte. Deci, așa. În nunțile pe care le aveam de la restaurantele noastre, aveam niște pachete ultra all inclusive și le dădeam toate aranjamentele, mai puțin lumânările. Așa. Care intrau cumva în obligația nașilor. Da. Și vorbesc de mulți ani în urmă, nu știu, 7 ani, 6, 7 ani. Știi, vorbea, sunt și bătrână și bolnavă. Nu, stai niște, că e normal. Nu, acum m-am lovit când ai spus lucrul ăsta. Și noi prin contract le asiguram buchetele, ei își luau lumânările, care oricum intrau în obligația nașilor. Da. Și au sunat și i-au întrebat ce faceți cu lumânările. Nu le fac nașii la Daria Special. Da. Și atunci te-am sunat și te-am întrebat cât costă și tu le-ai făcut, pentru că am vrut să fie toate la fel. La eu fel. Ți-am plătit ție prețul pe care l-ai cerut, n-am cerut că eu sunt, nu știu, nu, cât costă. Mi-aduc aminte și acum, cred că am dat vreo 500 lei pe fiecare buchet în parte. Oricum depășea bugetul nostru alocat, evident, una era să le fac eu și altă să le faci tu. Dar am zis, bă, dacă pentru ei o să fie ok treaba asta, ca să arate la fel, aveam și eu niște pitici pe cred, ca să arate la fel, să fie făcute de aceeași. Da, și dacă, acum dacă cauți în conversații să vezi că tu ai făcut niște buchete pentru... Da. Da. Am fost, n-am pierdut nimic, n-am simțit că, ori... că mă înjosesc eu, că faci tu, mă... Cred că de multe ori e foarte important să lași din treaba asta și exact cum ți-am spus cu restaurantele înainte, să vezi și care e interesul final al clientului. Pentru că s-a întâmplat de foarte multe ori să fiu sunată, nu pot să fac, că nu am cum, nu mai am loc, nu mai... și am recomandat pe altcineva, pentru că omul a rămas cu ideea că eu am fost cea care l-a ajutat. Puteam foarte bine să zic, domnule, îmi pare rău, la revedere. Da, nu, și mi s-a întâmplat, nu cu evenimente, așa nu mi s-a întâmplat, pentru că... Și cu siguranță că au mai fost situații în care s-au dus în continuare la persoana respectivă, dar nu m-a lăsat pe mine sufletul să închid telefonul și să zic nu, că nu se poate și n-am cum. Și la revedere și nu mă interesează. Am făcut de multe lucruri sau cu buchete. Nu eram fizic în București, am sunat pe cineva care știam că are, am sunat-o pe Alexandra Ghirie, de la exemplu, de la Zen. Mm-hmm. Și eu mai apelez la toată. Pentru că știam, are florărie, poate să mă ajute, poate să livreze acolo. Mi se pare stupid să zic clientului, nu, de ce, nu lasă că face ea, e ok, o să se întoarcă la un moment dat. Eu nu fac ca să se întoarcă, dar zic așa, ca idee. Da. E ok să-ți servești clientul până la un moment dat. Hai să vorbim despre, mi-am amintit în discuția noastră de cum stăteam noi ca... Știi, cum stăteam pe lăzile alea și așteptam noi tirul să vină cu florile noastre mirobolante și ne trezeam că aveam, dar n-aveam, că dispăreau, că au fost, dar n-au mai fost. Tu mai știi cum era, cu orele stăteam, cu zilele. Eu atâta știu că ziua de joi era ziua de ulcer. Știi, deci joia practic de la durerea de stomac. Deci aș fi vrut să fac câte nu îți puteam, dar fără ziua de joi, știi, doar să mă trezesc așa cu florile în atelier și să mă apuc de lucru. Pentru că era epic, era jur epic. Crâncen. Ore. Da. Și ca maimuțele, deci parcă văd și acum, știi, tirul, cărucioarele ieșeau și după aia toată lumea bulug pe cărucioare. Am vorbit mai devreme, am avut un podcast cu Nicu de la Amazon și zicea același lucru. Parcă îl văd și acum, nu știu dacă tu ai imaginea asta, când intra el în depozit, că noi eram deja așezate, fiecare avea locul lui, eu nu știu. Da. Nu exista, nu ne ocupa erau locul. Erau cum intrai undeva. Da, erai pe locul tău, nu exista să iau alt locul altuia, dar și intra Nicu foarte țanțuș cu o de-asta de piele, grip, avea un cafea cu lapte, ceva așa, cu o freză și foarte serios și începeau să-și dea coate. Mama, a venit ăla de la Amazon. Mamă, te uite câte flori are asta. Băi, și când mă uit acum în spate, mă bufnește râsul, știi că atâtea chestii mișto, noi am trecut prin atâtea chestii mișto, de care oamenii ăștia care se apucă acum nu beneficiază, știi că erau toate pe tavă. Pe tavă. Noi ne chinuiam, și nu profită. Atenție că le au pe tavă și nu și profită. Nu le iau, da. Vezi, noi am trăit alte
pentru mine, ți-am zis, era, și eu mă duceam acasă, știi că n-ai cum, te duci acasă și vorbești, nu, omul ăla de lângă tine e practic victimă colaterală. Săracu. Trebuie să-i faci lui cap afiș cu ce... Și Florin, soțul meu, este un tip așa foarte... Și la el totul este sistematizat, totul are o regulă, totul are un rol. Și îi povesteam, zic, uite și tu, uite ce s-a întâmplat, uite, iar, că ne scrie pe caiet, că ne stai la coadă să te scrie pe caiet, stai la coadă să-ți facă factura dacă te numeri printre norocoșii care primesc factură. Și zicea, a, nu, Andreea, nu. Aici ar trebui un sistem din ăsta foarte bine pus la punct, ei să știe dinainte prețurile, să vină cu etichete, cu pistol de măi, tu nu înțelegi, hai să-ți mai explic o dată, nu suntem ca mai multele, dar n-are timp să facă așa ceva. Nu, un sistem automatizat ar putea să rezolve problema asta. Și într-adevăr, s-a rezolvat așa, ulterior, așa ăsta, s-a da. Rezolvat și acum stai civilizat, știi, ca la Cora, casă de marcat, codul de bare pe pachet și nu mai este prețul în funcție de câte hortenții ai acolo? 200 de hortenții albastre. E, las că n-ai tu să mai cumperi 200 de hortenții albastre. Deci să zicem că costă atât. Deci parcă-i văd pe toți care se uită acum și râd în sinea lor, amintindu-și momentele alea, că noi eram mulți pus de reacolo. Ce să mai... Exact, toată lumea, exact. Tot Bucureștiul... Da. Că stai că veneau și de la Constanța, veneau... Ce să mai era acolo? Toată lumea care făcea flori era acolo. Era pe acolo. Că... Și acolo era bine. Da. Și acolo era bine, că mi-aduc aminte că dacă, nu știu, mai aveam nevoie de un pachet de trandafiri sau mai aveam nevoie de ceva, puteam eu să fiu și mama lui Daria special, că băi, era via Chirigiu și luai de acolo, acolo ce găseai. Deci am ajuns întâi la Chirigiu, m-am apucat eu să fac flori, când am considerat eu că este momentul meu, da, să fac flori, m-am dus în piață la Coșbucă, dacă toată lumea se ducea acolo, ta know-how aveam eu, știi? Și mă duc eu să cumpăr 50 de frezi și parcă mă duce acum și îmi zice, a, păi noi n-avem 50, avem decât 20, dar du-te nu știu unde la depozitul despre care, da, vorbim, du-te acolo. Păi și îi sun să-i întreb cât costă și dacă negocia, deci ca să vezi ce minte aveam eu, sun la ei să negociez, că eu cumpăr, nu mai cumpăr 20 de frezi, cumpăr 50 și eu simțeam nevoia să... Și uite, așa, de acolo a plecat povestea mea și așa am ajuns eu la depozitul ăla și așa pot să povestesc astăzi și să-mi amintesc niște momente care au fost frumoase, da, până la urmă, da, știi? Bine, dar exceptăm partea asta care, într-adevăr, nu era, cred că nici pentru ei nu era eficientă, cu scrisul pe hârtie și cu așa mai departe, era totuși un loc în care exista frig, exista, adică condiții erau. Da. Condiții, da, erau. Pentru că, până la urmă, lucrurile bune și așa se fac cu investiții, se fac și erau chestii care la noi nu se mai văzuseră până atunci. Adică era diferența dintre a vinde florile flori, pe... Ținite, exact, niște exact, dar eu le-am și portocalii. Acum, și știi. Eu, și eu, păstrez amintire, și pe albă și pe aia portocalie. Pe aia portocalie, da, e amintire. Da, da, da. Am mai găsit acum, dar nu, cărțile cea nu mai țin pasul cu... Cu ce se cu întâmplă. Ce se întâmplă, că ies foarte multe surori, dar am, există și acum ediții mai noi un pic, foarte faine. Pentru cei care sunt level 0 și chiar nu au nicio șansă, atunci aceea... Ajută. Da, ajută. Da, e, da, foarte, da, importanța și să știi câte fire pe pachet, câte... multe. Doamne, deci ne-am învățat de îmbâșbâială. Îmbâșbâială. Da, te mai întrebam pe tine, ce floare asta, nu văzutem în viața mea? Sau, așa acum, vorba ta, toate sunt puse pe tavă. Sunt, ești la un click distanță sau la o doar aplicație vrei, distanță. Doar să vrei și să fii un pic interesat să faci lucrurile bine. Cred că asta e un pic de bunăvoință. O să crezi în talent sau un netalent? Sincer, acum, din experiența ta, crezi că sunt oameni care ar putea să învețe oricât, dar să nu le iasă nimic? Sau sunt oameni care să nu învețe nimic și să fie wow? Crezi în chestia? Ai văzut așa ceva în viața ta? Da, cred. Eu am avut oameni care au venit și puteai să le explici de 100 de ori că nu puteau să facă un lucru basic. Deci nu înțelegeau. Deci nu e pentru toată lumea. Nu este pentru toată lumea. Eu, cel puțin așa, sunt cu oamenii cu care lucrez, eu creditez pe toată lumea și plec de la premiza că pot și că vor face bine, știi? Și sunt câte unii care au dramul ăla de nebunie, să știi că am observat și în general la cei care sunt foarte tineri și care exclud varianta că ar putea să nu le iasă. Și tocmai din nebunia asta este un lucru frumos. Și sunt și alți oameni care degeaba și chiar am pe cineva acum în minte care nu, mie nu-mi place. Cum... Orice ar face, da, nu iese. Nu iese. Că a, poți să dai. Poți să mai faci combinații nereușite de culori și mie mi s-a întâmplat chestia asta pentru că pur și simplu florile nu mi-au venit cum aș fi vrut eu. Și dacă în loc să fie portocaliu e, dacă în loc să fie portocaliu e cărămiziu, nu mai este ce trebuie, știi? Uh-huh. Și se pot întâmpla, dar astea sunt excepții. Dar altfel sunt oameni care... Pur și simplu, trebuie să ai și un pic de talent.
dacă ar fi să angajezi un om care are patalama la mână, de exemplu, are un certificat, am întrebat mai devreme chestia asta, sunt curioasă cum ai luat tu lucrurile, ai doi posibili angajați, da? Îți trimit doi CV, unul are, zice că a lucrat într-o florărie, deci are experiență, are și patalama la mână, unul nu are nimic. Dar e foarte bun, adică la un, moment, la un prim interviu îți dai seama că e mai bun. Pe care îl alegi? Pe ăla cu patalama sau pe ăla talentat? Adică dacă aleg eticheta de pe borcan sau conținutul? Da, exact. Conținutul. Da. M-am clar, bucur. Adică... Da, diploma... Pentru că se aleargă după niște diplome. Care unele dintre ele care nu valorează nimic. Da, da, da. Da, știi? Da. Asta încerc să punctez. Important este să știi ce faci, ca așa știi, ca celebra replică din BD, domnișoară, diploma nu cântă, știi? Exact așa. Cam așa, adică degeaba ai diploma dacă nu știi ce să faci și dacă nu. Dar dacă eu am avut norocul și uite, chiar vreau să vorbesc despre chestia asta. Eu am avut norocul să lucrez cu o doamnă extrem de talentată, care din păcate nu mai este. Și weekendul acesta se împlinește o lună de zile de când a plecat. Ei, omul ăsta era un munte de talent, un om care a lucrat și o să-i dau și numele, pentru că merită să-i dăm numele, este Marinela Stănese, un om extrem de talentat, care din păcate nu mai este printre noi, nu avea diplome, nu avea decât extrem de mult talent, extrem de mult interes să învețe, a fost autodidact. Și chiar cred chestia asta, că poți să ai tone întregi de hârtii și să nu faci ceea ce trebuie. Nu asta te caracterizează, nu hârtiile alea pe care le ai, ci ceea ce ți iese cu adevărat. Mm-hmm. Iar ea este un exemplu de om care avea foarte multe de arătat, foarte multe de demonstrat, putea să facă extrem de multe lucruri, dar care probabil este cunoscută doar în rândul celor cu care a lucrat. Deci nici de cum așa. Na. Poate pentru... din păcate că n-a fost cunoscută la... Nu? Da, la adevărata ei valoare. Un om care depășește mulți oameni. Băi, asta voiam să spun. Știi ce se întâmplă? Am văzut lucrul ăsta. Îmi pare rău. Uite, ai atins un subiect atât de delicat. Sunt promovați oameni care n-ar trebui și sunt necunoscuți oameni care sunt cu adevărat talentați. Tu știi câte cazuri cunosc? Și dintr-o parte și din alta. Oameni care li se acordă... cărora li se acordă prea mult credit și ei nu sunt la nivelul acela versus oameni atât de talentați, atât de buni. Da. Băi, au ceva în ei, nu știu să-ți explic. Și nu știe nimeni de ei. Și oameni care, spre exemplu, cum era ea, da, care lucra în numele nostru. Da? Pentru. Pentru că realitatea este că în spatele meu, al tău, sunt și alți oameni, care lucrează. Da, da. Păcat. Da, și atunci, ca să-ți răspund la întrebare, da, diploma poate fi importantă, nu știu, o poți pune acolo undeva pe un perete și poate dintre clienți să fie unii care sunt impresionați de ele și zic, da. Uite, are o diplomă. Dar revenim la faptul că cea mai importantă carte de vizită este ceea ce ai lăsat în urma ta. Mie îmi place să zic și chiar le spun și clienților mei. Să mă zic, eu am lucrat cu voi până când am semnat contractul. După aia nu mai lucrez pentru voi. După aia lucrez pentru restul oamenilor care sunt în evenimentul vostru, pentru că trebuie să-i conving și pe ei. Corect. Da? Și nu am asta carte de vizită pe care asta este cartea de vizită pe care o lași în urmă. Felul în care tu ți-ai făcut treaba chiar și acolo la ultima masă, pentru că s-ar putea la aia ultima masă. La masa staff-ului unde mănâncă jumătate sarmale și aperitivul de la ce a rămas de la ceilalți. Nu, să fie la ultima masă a invitaților, să fie cineva care poate va avea o nuntă de trei ori mai frumoasă decât asta la care ai lucrat tu. Na. Adevărat. Na. Câte amintiri, Doamne, tu îți dai seama câte lucruri putem să povestim noi, câte lucruri pot învăța oamenii noi, dar dacă ar fi să te întreb, uite, vreau să te întreb, dacă ar fi astăzi să mai contact cu cineva care vrea să plece la drum, în meseria asta, ce l-ai sfătui? Ce crezi că i-ar trebui? Bani, timp, răbdare, nu știu, ce crezi tu că sunt importante să reușești? Că tu ai reușit, da? Ești un caz care a reușit. Uite, eu nu am pornit cu bani. Eu am pornit chestia asta cu extrem de puțin bani. Deci n-am avut o sumă să zic, uite, fac o investiție în chestia asta. Nu știu ce. Da. Nu. Trebuie foarte multă, cum să spun, răbdare, perseverență. Pentru că e rezistență. Da. Da. Nu mai vorbim de
talent. Până la urmă, știi, asta e o chestie pe care o simți, da? Nu te poți, cineva care, spre exemplu, neîndemânatic, oricât ar vrea el, oricât i-ar plăcea, nu poți, că dacă ai două mâini stângi, nu ai cum să faci chestia asta. Dar și asumarea, adică să înțelegi foarte bine în ce te baci, pentru că altfel este o lume foarte frumoasă, dar este frumoasă atunci când e totul gata. Și e bine făcut, totul gata și bine și făcut. Și bine făcut. Dar până acolo trebuie să-ți asumi, știi, și munca de jos și datul cu mătura și buretele de sub unghii și sârmele din degete și nopțile, pierdute și lucrat și... un fric și stat un picioare, da, și da, căratul, da, la găleți. Da. Sunt multe. Da. Și, când le vezi, și apoi sunt investițiile care vin pe parcurs, pentru că ai nevoie măcar de un, nu zic de un sediu, ai nevoie măcar de un loc, cât de mic ar fi el, în care să-ți desfășuri activitatea, în care să păstrezi florile în anumite condiții. Crezi că e important să facă practică într-o locație în care poate avea rulaj, adică să-și facă mâna, că ok, te duci la școală, faci cursuri și eu fac, adică știi lucrul ăsta, da? Da? Până nu pui mâna până pe ele. Mâna, da. Adică, de exemplu, cursurile online mi se pare o stupizenie în cazul unui începător. Băi, n-are ce să-l înveți, ce să-l înveți, facă spirală online, hai să fim serioși. Când a pus mâna pe anemonă și a s-a frânt în secunda 2. Da. Sunt noțiuni de bază pe care le poți primi și pe care le poți asimila, dar eu cred că până nu pui tu, mâna. Așa sunt eu, spre exemplu. Dacă nu pun mâna pe o chestie, degeaba te-am văzut eu că ai făcut-o și te-am urmărit cu atenție și așa, dar până nu pun eu mâna pe chestia aia, degeaba. Nu simt eu că am control asupra lucrurilor. Da, eu am și eu comparație. Știi când te uiți, eu nu știu să fac prăjituri, habar n-am. Dacă toată mă uit, parcă tu tutorial, ai să fac nu știu ce trăznaie. Mă pare foarte ușor când o văd pe tipa acolo, mă zic, mi-a imediat fac asta, bine, și nici mizerie nu se face, parcă. Exact, dar nu mi-e niciodată, nu mai zicem de mizerie, da. Dar, nu. E cam așa e și cu treaba asta, da. Dacă te uiți la mine, sau mă uit la tine că faci ceva, tu îl faci cu ochii închiși. Eu chiar am făcut chestia, m-am legat într-o zi la ochi și am făcut un buchet cu ochii închiși. Uite, nu mi-a dat asta prin cap. Dar deja am o experiență și când te uiți la mine, mamă, ce repede, ai, ușor, ușor... Na, și online ai senzația. Deci eu am învățat să fac flori așa, pur și simplu, autodidact. Da? Și la un moment dat, am auzit eu de chestia asta cu spirala, zic, cum în spirală, să lucrez în spirală, știi? Și mi se părea așa, zic, cum adică, cum vine aia, știi? Și am început să-mi studiez eu gesturile și să văd cum anume fac lucrurile. Și o făceai fără să-ți dai seama? Și făceam fără să-mi dau seama. Noi am învățat, eu ți-am spus că eu am plecat la drum cu... Da. Andreea. Așa, da. Și pupăm pe Andreea. Da, pupăm pe Andreea. Andreea era mai tehnică decât... Noi ne împărțeam foarte bine, eram foarte echilibrate cumva în discuții. Ea era pe partea tehnică, ușor creativă, eu le ceream bani. Adică era foarte simplu. Lucrurile la două bancă. Simplă. Tu da. Dai seama? Da. Și am spus, băi, mie mi-e jenă așa cumva, să... mi-e jenă, nu-i mult spus jenă. Avea așa o reticență la începuturi. Eu le spuneam cât faci, ea le spunea cum să facă, cum? Știi? Ceva de genul, da. Ei, și ne-am învățat chestia asta în Anglia la școală, spirala și multe lucruri pe care și astăzi le aplic. Adică a fost super tare pentru mine momentul ăla. Și la un moment dat noi ne-am despărțit drumurile. De multe ori lăsam pe ea că nu-mi băteam eu capul, eu cu ale mele, ea cu ale ei. Ea făcea o spirală, am învățat-o un pic mai repede. Eu, cum mi-am dat seama că am venit acolo și că ea nu mai este și eu trebuie să le fac. Știi câte spirale am băgat? Băi, mă uitam, nu-mi ieșeau, frate, nu. Adică știam că greșesc, știam cum trebuie să arate, dar nu reușeam dar să... Dar nu reușeai să le faci. Da. Pentru nu, că acum eu îți imaginez că nu erau toate codițele, știi? Cum trebuie, știi? Dar chestia asta de a întoarce buchetul, știi? Și de a gândi că vedeai la un moment dat că, băi, astea se rup sau, știi, era ceva neregulă cu ele. Da. Bineînțeles că s-a perfecționat ulterior și... În timp. Dar... a fost cu mine. Dacă ai ști câte buchete am desfăcut și am făcut și am desfăcut și am... Pentru că mă uitam la ele și știam. Deci îmi explicați atât de bine ce... e greșit, în capul meu știam. Dar trebuia să pui mâna. Practică. Da. Asta zic, te uiți la un curs online zero barat eu la începători. Eu am mers în 2010. Am fost invitată, s-a organizat un concurs la Carol Park Hotel, cred că se numește, la Best Flower Designer. Și acolo l-am întâlnit pe Thomas de Broglie. Ok. Și de acolo... De acolo a început orizontul tău să se deschide. De acolo s-au schimbat lucrurile, da. Nu o să povestesc foarte multe chestii despre că, uite, vezi asta cu hate-ul ăsta, acolo m-am trezit eu vorbind și n-am făcut bine că m-am trezit vorbind, că de obicei oamenii nu le place să le spui lucrurile straight. Știi? Straight.
Și am fost, am participat cu o bilă din asta de, era susținut cumva și de cei de la Oasis și trebuia să folosești o lumânare și o sferă de burete și să creezi un design raportat la chestia asta. Și eu, bineînțeles, neștiind tehnică și neavând noțiunile de bază, am gândit eu, băi, ce să fac cu sfera asta, știi? Și m-am apucat și am înfipt, am făcut o sferă îmbrăcată toată în sisal, crem și cu fire de orhidee, cu cupe de orhidee Vanda și un fir de Phalaenopsis, așa, de Stephanotis, care curgea foarte frumos. Și mi-a spus că da, vizual e ce trebuie, știi, dar pe de sub e dezastru, știi? Și atunci am înțeles că da, uite cât de multe posibilități sunt și cât de multe lucruri poți face și cât de important este să le faci și corect. Și să ai... să ai susținere și pe partea asta, știi? Pentru că te uiți la ele, le vezi că sunt frumoase, ok, dar pe de sub ce e. Da, tu știi, Hector, m-am uitat, am avut florile de făcut în sală, n-am avut buchetele și lumânările pentru că au intrat în, cumva, nașii s-au oferit să le facă ei, mă rog, nu știu exact ce s-a întâmplat. Măi, de la o firmă foarte cunoscută. Azi când spui după ce se închide că am păzit-o și eu la fel. M-am desfăcut și m-am uitat, m-am închinat cu piciorul stâng, am zis, ferească bunul Dumnezeu. Și n-au dat puțin bani pe ele. Da. Nu mai zic de flori că erau terminate, moarte și n-aveau de ce să arate în halul ăla, florile alea. Și deci, când am desfăcut, am zis, nu se poate, e imposibil așa ceva, e rușinos de-a dreptul la nivelul ăsta de la o companie... E de se mai întâmplă. Și înveți foarte mult. Eu am învățat, în afară de școală pe care am făcut-o și experiență, pe mașta foarte multă experiență, rulajul, de evenimente, 10, 15, 20 pe weekend, la un moment dat nu mai puteam. Aveam și agenția, aveam și saloanele, eram în everywhere. În toate părțile. Da, și s-a resimțit lucrul ăsta, dar am învățat foarte multe când am început să ies. Când am început să ies la, și să iau contact cu floriști internaționali sau să ajung pe la eveniment unde se întâmplau chestii de floristică și nu vorbesc acum de a fura meserie. Vorbesc de un context în care oamenii sunt mult mai ok unii cu ceilalți și sunt mult mai ok să se ajute să-și împărtășească anumite lucruri sau să-și împrumute anumite chestii. De exemplu, la ultimul eveniment floristic la care am participat, am ajutat un florist să facă ceva. Mă uitam că, băi, nu mai am nu știu ce floare, ok, nu-i nimic, o am eu pregătită, deci era dintr-o altă echipă, care era concurentă cu echipa, da, ok, îți dau eu și nu știu ce. Și pur și simplu mi s-a părut foarte mișto. M-am gândit, eu sunt așa, așa sunt eu, dar după cum spuneam că am... ți-am dat ție să faci nu știu ce ca să iasă bine sau am dat, așa sunt eu construită întotdeauna, n-am fost niciodată egoistă, dar la noi egoismul și hate-ul e la ordinea zilei și eu sincer nu văd lucrurile astea întâmplându-se la noi sau știți cum se mai întâmplă când au cât un interes, dacă vor cumva să există un interes care ar putea s-ar întâmpla, să ajute lucrurile, da, o să-l facă, dar atât, știi, mi se pare urât și nu știu. Mai nu știu, la mine în pătrățica mea, să știi că în bulița ta e bine, nu? La mine în pătrățica, la mine în cutiuța mea de catifea e bine, știi? Pentru că, ți-am zis, pe mine chestiile astea mă consumă. Și mi se par așa, știi? Păi, dacă sunt destul alte chestii pe care nu le poți elimina și nu așa ai e. Cum. Și acum mă refer la viața în general așa cum e ea construită, știi? Și atunci, ok, lucrurile care pot fi date la o parte, să fie date la o parte și să rămână acolo, știi? Și să faci ce poți, știi? Exact cum este schimbarea pe care o vrei în lume, fă-o întâi cu tine și fă-o acolo în jurul tău. Și aia e chestia pe care tu cu adevărat poți să o controlezi. Că ce-i dincolo de aia, poți doar să încerci, dar binele cu forța nu se face. Iubirea cu forța, binele cu da, forța. Și atunci faci atât cât poți și ce. Dar eu am mai descoperit o vorbă, că facerea dă bine întotdeauna. Dar totuși nu, tot trăiesc așa într-o realitate paralelă și nu fac rău și fac bine decât ori pot să fac bine. Adică tot, nu mă las până nu știu ce aștept eu să mi se întâmple, să termin odată, dar nu pot. Mie îmi place să trăiesc... poate și după problema pe care am avut-o, nu știu, apreciez altfel viața, și o văd altfel. Cumva poate apreciez altfel m-am echilibrat, lucrurile. Da, și mi se par alte lucruri mai importante decât nimicurile care ne împiedicăm toată ziua și ne prostim pe toate, în toate felurile. Da. Hai să te mai întreb un singur lucru ca să, așa, ce te relaxează pe tine? Ultima întrebare, ce te relaxează pe tine? Cum te relaxezi tu? Te relaxezi făcând flori? Ce-ți place ție sau ai alt gen? Deci am avut un podcast cu cineva care vine din zona business, acum lucrează, vine din corporate,
pe școală de evrei, adică pe negocieri, nu știu, acum vinde flori că e un business de familie și îmi spunea că hobby-urile ei sunt ceva pe army. Și, adică nu aveau nicio legătură. Ba chiar la da, zi, bă, total opus. What? Da. Tu ce... Cum te relaxezi? Ce ți-ar plăcea ție? Sau ce îți place să faci ca să te relaxezi? Cum e viața ta în bula ta aia în care nu ești deranjată? Ei, când ai timp? Când? În general, nu când. Când? Cânti! Înțelegeam când. Cum întrebai când? Cânti? Da, îmi place să cânt foarte mult, îmi place să citesc. Îmi place să mă uit la filme, îmi place să mă prostesc cu copii și de multe ori stau și le întreb, mama, eu chiar sunt o mamă bună? Adică așa se poartă o mamă bună în halul ăsta cu copii? Și zic, da, mama, e perfect, rămâi așa. Da, îmi place foarte mult să cânt și cumva exteriorizez emoțiile și ceea ce eu simt prin cântec. Uite ce tare! Da. Nu știam. Ba da. Dar probabil că e firea ta ai un artist în tine care se manifestă pe mai multe planuri. Eu ți-ar fi plăcut să faci muzică? Oare? Da. Da? Cu siguranță, da. Bune. Uite, eu am cântat la nunta mea, spre exemplu. Am cântat la nunta, mea, le-am cântat părinților mei. Îmi place foarte mult să cânt muzică populară, dar de când a murit bunicul meu, pe care l-am moștenit, nu mai pot să cânt muzică populară fără să nu mă afecteze chestia asta, pentru că mă gândesc la el și nu știu, îmi plac mai multe genuri. În general, ce, așa, știi, ceva ce te liniștește, ce ți-aduce stare de bine. Da, da, îmi place să cânt. Știam, bravo, mișto. Da, da, da. Mă gândeam că o să spui că îmi place să fac flori, să nu mă deranjeze nimeni și îmi place să... Nu mă așteptam să spui că îți place să cânt, dar nici nu înțelegeam. Înțelegeam că mă întreb când. Da, da, mi-am dat seama că nu știam cum să formulez altceva, să înțelegi că la sfârșit e un tu. Da, da, asta foarte mult îmi place, da. Îmi place să gătesc. Deci asta e dorința mea, știi, când se termină sezonul de evenimente și toată nebunia și așa, tot ce-mi doresc este să merg acasă, să găsesc liniștea. Mie chestia asta îmi lipsește foarte mult. Deci dacă este să am așa un of, un dor din toți anii ăștia, ăsta ar fi, știi? Faptul că e ritmul ăsta agitat, o permanență agitație, și că nu ai răgazul ăla de a te bucura de lucrurile simple. Știi, vinerea, când auzi, dacă mai norocul știi să fie un post de radio pornit și să-i auzi pe toți, wow, începe weekendul și tu atunci muncești și tu exact, mai și tare și mai mult și mai cu presiune și mai așa. Dar atunci când găsesc momente sau când îmi crez eu momente, asta îmi place să fac, să cânt, să gătesc, dar nu cred că se vede. Așa, să petrec timp cu copiii, astea sunt pasiunile mele. Sunt chestii simple, lucruri simple. Și ai și un cățel. Am un cățel adorabil de care mi-e dor. Abia aștept să vină, pentru că este plecat cu fetele la bunici, la Vișinești, pentru că acolo ar fi locul lui în mod normal, undeva într-o livadă mare. Și abia aștept să vină acasă. Doamne, mi-a schimbat atât de mult viața un cățel, nu știu cum e pentru tine, dar mi-a schimbat complet viața. Nu aș da pe nimic. Da. Nu aș da pe nimic. Este atât de nu știu, de dulce, de empatic, de... Bine, are și moaca aia, că n-ai cum, știi, să nu-l iubești. Bine, eu nu am vrut animal, dacă mi-ai fi spus acum 3 ani, sau acum, de fapt, acum 4 ani de câine, ți-aș fi spus, nu, trebuie mie așa ceva în casă, știi, adică exclus niciodată. Dar, mă rog. Și acum, na, ieși cu câinele pe stradă și toată lumea, cum îl cheamă? Și tu trebuie să răspunzi. Și câți ani are și ce face câinele ăsta? Și ne-a... V-a adus plus. Da, Doamne, da. Și noi ne-am luat acum un an un cățel și atâta iubire n-am fost niciodată, nu știu, parcă e așa... Câini și pisici și animale am avut toată viața mea, că, nu știu, așa am avut. De când am crescut, am avut în casă animale, orice am avut. Dar de când, mă rog, în ultimii ani, de când a intervenit în viața mea business-uri și alte chestii, îți dai seama, timp zero pentru... Da. Și tot pentru fetiță am luat și noi un cățel și deși fetița este iubitoare de pisici, pentru că ea n-a avut niciodată contact cu un cățel, prima oară când am lăsat-o acasă, s-a uitat așa la ea și a zis, nu, mersi. Nu. Go, ce e asta? Nu. Și ușor, ușor au dezvoltat o relație și se iubesc atât de mult și se joacă într-un anume fel și așa mai departe. Și mă uitam la cățelul ăla, băi, câtă iubire poate, nu știu, e așa un sentiment,
total și profund și sincer, n-am văzut niciodată. Se bucură cineva că vii acasă, dar se bucură genial, exact, bucuria acum, aia, știi? Cum stau și ajung acasă și înainte deschidei ușa și l-auzei deja. Și după aia sare pe tine și ești mare și stai cu minte, Rufus, ai răbdare, stai, plasa, aulă, ciorapi, aulă, fusta de mătase, știi? Dar el e acolo. Da. Și acum, știi, și în primele zile după ce a plecat, stăteam și mă gândeam, știi, copiii știam că sunt bine, dar câinele, ce o face câinele, știi? Da, nu știu, pe mine, poate și pe tine, mă deconectează, pur și când o văd că se bucură și zi pe noi, se bucură și așa, Doamne, câtă, uite, puteam să am cea mai nașpa zi, dar da, uite toate da, și da. Acum ne așteaptă Tiana, fiimea, cu ea în brațe, știi că e atât de agitată că nu mai e așa, zici că se supraîncălzește, are o reacție de asta ciudată că se bucură atât de mult că ne vede. Și ca un titirez. Exact, ca un titirez, zici că stă să explodeze, să ia foc. Nu, Hani și-a dorit foarte mult un câine și eu le-am pus problema, am zis ok, luăm câinele ăsta, eu îl iau strict să mă dau mare cu el, că uite ce câine frumos am, atât, altceva nu mă interesează, voi vă ocupați, voi strângeți după el, că e exclus să nu strângeți după el de pe stradă, voi dați mâncare, voi așa, știi? Și fac lucrul ăsta? Și fac lucrul ăsta. Damn it, la mine da, nu face lucrul ăsta. Hani pentru că este mai mare, pentru că el e și foarte puternic, are 20 ceva de kilograme și trage când trage, că e căpos și el nu merge pe unde știe el. Și atunci el scoate, îl plimbă, iar Heidi are grijă să-i pună mâncare, are grijă să-i dea să bea apă, eu am grijă să-l duc la coafor, eu ajung când dă domnul, el se duce regulat. Chiar am postat de sărbători, am postat o fotografie cu noi toți, aveam pe vremea aia părul mult mai lung, acum am tuns, și cineva a comentat, zice, domnule, până când și câinele a fost la coafor? Păi, pardon, că numai câinele a fost, știi? Că el negreșit, pe tine, dacă te doare ceva, zice, hai, lasă. Hai, lasă că trece, dar hai câinele, încolo, da. Dacă un pic s-a uitat strâm, gata, ești păi, cu el la doctor, fost... știi? Discuția de azi, am trecut prin toate, jur, mai e ceva prin care n-am trecut, nu, deci le-am luat pe toate, de experiență, de amintiri, de nuți, de căței, de tot. De toate, mulțumesc, da. a fost foarte, nu știu, deschisă, foarte happy, a râs și Cristi, care e în background și pe el nu-l vedeți. A fost foarte mișto discuția de astăzi, eu zic că ne mai vedem, nu știu ce părere ai. Da, eu mă bucur că și mă chiar sunt recunoscătoare pentru că te-ai gândit la mine să mă chemi. Sunt amintiri care ne leagă și da, sunt lucruri pe care le-am trăit cumva de la început și cu Nicu râdeam la un moment dat și ziceam, băi, noi suntem ăia. Ăia din garda veche. Ăia din garda veche, știi, care lucruri, au prins niște lucruri, da, și care văd acum schimbările și eu sunt recunoscătoare că sunt că schimbări s-au îmbunătățit în bine. Da, da. Mulțumesc tare mult, a fost și eu. A fost de vis. Dragilor, acesta a fost episodul numărul 6 cu Andreea. Sper că v-a plăcut, noi ne-am distrat, ne-am simțit absolut minunat. Ne vedem data viitoare. V-am pupat!